Bună seara! Bine ați venit! Mă bucur să vă văd în număr așa mare. Numele meu este Octavian Spână, eu voi fi gazda dumneavoastră în seara aceasta. Înțeleg că avem foarte mulți urmăritori în seara asta și live. Astăzi vom discuta despre bolile autoimune. Eu am deja o structură, am o tematică. Aș vrea înainte de asta să încep cu a afla mai multe despre ce doriți dumneavoastră să știți. Da? Vreau să fie întâi și întâi o prezentare care să răspundă întrebărilor și nevoilor dumneavoastră. Fiindcă, dincolo de ce cred eu că ar putea fi important sau relevant, aș vrea să aflu de la dumneavoastră câteva întrebări, câteva idei. Ce vreți să plecați de aici? De ce ați venit în seara aceasta? Vă ascult. Da. Deci, eu am venit, de exemplu, nu știu de ce au venit ceilalți, da. Pentru că am câteva boli autoimune. Și pentru că nu-mi place să iau medicamente și mi se pare că aici e locul potrivit, să află alte metode. Bun. Deci vreți să aflați alte metode de a înțelege și de a trata bolile autoimune. Exact. Super. Asta cred că e cam pe buzele tuturor. Nu? Da. Spuneți. Cum se pot trata durerile de articulație prin metoda... Ok. O să-mi și notez, da? Întrebări, astfel încât să mă asigur că... Încât să mă asigur că trecem din toate întrebările, pe măsură ce... Deci cum se pot trata, în primul rând, bolile autoimune? Să-i spuneți lui. Altfel. Da? Decât cu medicamente. Prima întrebare era asta, nu? Apoi, cum se pot trata durerile articulare, da? Durerile de genunchi. Da, da. Sau boala Hashimoto. Da, 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 da. Nu o să ne listăm pe toate. Motivul pentru care vreau să vă spun că vreau să anticipez o întrebare, da? Este bună pentru boala mea? Da, eu am tiroidită Hashimoto, eu am, nu știu, sacroileită anchilozantă, eu am XYZ, da? O să înțelegeți din prelegere care este nucleul comun al tuturor acestor afecțiuni. Și atunci, înțelegând că restul sunt doar niște localizări sau niște etichetări în sistemul medical clasic, care este altceva decât ce vorbim noi aici, alea sunt, cum să spun, sertărașe diferite din același dulap. Noi tratăm dulapul. Da? Deci contează prea puțin că problema este la gât, la tiroidă, la bazin, la articulații, la așa. Procesul este același. Tot un proces autoimun este. Ok? De aceea, nu voi intra în detalii specifice pentru fiecare boală, deoarece în acupunctură noi nu vedem astfel de diferențe. În acupunctură nu se tratează boală, se tratează pacientul. Da? Focusul nostru este pe echilibrarea omului și pe a înțelege ce îl face să nu fie în echilibru, ce îl face să fie în echilibru și cum putem să-l readucem acolo. Da? În acest proces de diagnosticare, noi nu ne raportăm la faptul că el are eticheta X sau eticheta Y. Noi ne raportăm la imaginea de ansamblu și ce e comun. Da? Deci de asta nu o să vorbesc despre, eu știu, tiroidita Hashimoto sau bolile luate individual. O să vedeți ideea de bază și, de fapt, asta este una dintre intențiile mele. Ce vreau să vă arăt este o abordare total diferită. O gândire total diferită și care onorează ființa umană cu toate structurile ei, nu doar cea fizică. Da? Fiindcă o să vedeți că la baza bolilor autoimune nu stă un mecanism fizic. Corpul nostru nu a fost făcut, nu a fost proiectat să-și dea singur în cap. Dacă o face, nu e din cauza că el e defect, ci din cauza că se întâmplă niște lucruri la un alt nivel. Da? Și despre asta va fi toată prezentarea mea de astăzi. Dar, bineînțeles, vreau mai multe întrebări ca să știu cum să... Da. Mi-a spus acum câteva zile că eu am vitiligo și mi-a spus că chestiunile structurale nu garantează că se pot, nu știu, echilibrarea, da, media, eliminarea.
Noi nu garantăm nimic, da? Nu suntem în domeniul garanțiilor, nu facem garanții. Da, dar nu, da. Din experiența noastră, dacă ați, poate au fost sau nu au fost cazul de vindecare de individu, să zicem. Uh-huh. Eu aici nu prea înțeleg. Ce? Structural, prin acupunctură se intre pe corpurile subtile, se umblă și în psihicomul, se face psihoterapie. Dacă e structural, totuși, n-are cum să iasă la un moment dat, nu știu. Hai să definim structural, da? Deci, structural, ce înțeleg eu prin structural, este dacă, de exemplu, un os e rupt, e rupt. Da? E o chestie, se poate vedea, este la analize. Imagistic se poate vizualiza, poate fi obiectivat imagistic. Da? Pot să pun mâna pe el. Am niște calculi în colecist, îi văd, îi palpez, îi simt, da? Nu, da? Vorbesc de energie. Dumnezeu știe ce-o fie. Deci, structural versus funcțional. Dacă vorbesc despre funcțional, pot să văd că nu știu, se pot secreta niște hormoni, se poate întâmpla un lucru, da? Nu știu, endometru poate să fie mai gros, mai subțire, dar de ce se întâmplă să fie mai gros sau mai subțire? Este un mecanism funcțional, da? Creșterea lui, că e mai lentă, mai mare, mai groasă, mai cum o fi, este o funcție, da? Efectiv, structura e ceva mult mai palpabil. Dacă, de exemplu, cineva își rupe piciorul, nu o să vină la acupunctură. Da? Dacă cineva e într-un accident de mașină, nu o să vină la acupunctură. Sunt niște chestii foarte structurale care nu pot fi rezolvate cu acupunctură. A, că după ce i s-au făcut tratamentul de urgență, ortopedic, operații și așa mai departe, poate fi optimizată vindecarea cu acupunctură, fiindcă ea lucrează în special la nivel funcțional? Da. Da? Dar aia e definiția de la structural la funcțional. Ceea ce privește vitiligo, apropo de întrebarea dumneavoastră, vitiligo este ceva relativ funcțional, ca orice altă boală autoimună, doar că are o componentă, este structurală la un nivel un pic mai subtil, nu e un os rupt. Dar este un proces irreversibil. Da? La fel poate să fie, de exemplu, un nerv secționat. E relativ irreversibil. Da? Și atunci aia e o chestie structurală. Dacă am, să zicem, o afecțiune de genul, nu știu, cineva mi-a făcut o operație pe creier și mi-a scos o bucată de creier de acolo, aia e structural. Ok? Dacă am făcut un AVC și fac acupunctură ca să refac funcțional respectiva parte, ok, dar cum funcționează? Prin faptul că creierul face alte conexiuni, deviază semnalul prin alte părți. Nu o să crească bucata de creier la loc. Da? Dar creierul este destul de complex încât să poată permite așa ceva. Dacă însă este o structură nervoasă mult mai simplă, care este secționată și fiind simplă, nu există alte căi de a devia semnalul nervos pe acolo, aia e. Nu o să o fac nimic cu acupunctura. Deci asta e diferența între structural și funcțional. Dar vitiligul, în cazul ăsta, se fac sau constată că se pot pigmenta porțiunea respectivă. Ele chiar migrează unde și atunci zis că pigmentul se poate așa undeva, se poate repigmenta, se poate reface acel pigment. Două idei. În experiența mea, nu. Cel puțin nu dacă s-au depășit 6 luni. Doi, focusul nostru, focusul meu cel puțin în terapie, nu este pe manifestare. Cu atât mai puțin cât vitiligo este ceva care, din punct de vedere estetic, nu este extraordinar. Da? Adică nu are niște consecințe serioase, cum ar fi, de exemplu, ceva care implică niște articulații blocate, care evident că invalidează. Da? Deci nu e invalidat în niciun fel. Focusul nostru este pe cauză. Da? De ce a apărut? Ce îmi spune? Da? Boala ca un semnal de alarmă. De ce a apărut acel vitiligo? Da. Ok? Da, aia mă interesează. Da, despre cauză o să vorbim, da, sigur. Da. Alte întrebări. Plăcere. Da. Mă întrebam că în condițiile în care contactez un virus, de exemplu, borelioză sau ceva de genul acesta, se poate face tratamentul, se poate rezolva ceva de genul acesta. Treaba asta cu autoimun. Ok. Păi azi vorbim despre autoimun, okay. Da? Bun. Mai aveți altă întrebare? Nu. Ok. Altă întrebare, da. În ce măsură noi putem participa la tratament, dacă e vorba de foarte autoimun important. Și da, cauze da, emoționale? Da, da, da. O întrebare foarte, foarte importantă și o să o vedeți în toată prezentarea. Este absolut crucial, după cum veți vedea, ca pacientul să fie implicat
în propria rezolvare a bolii. Adică, o boală autoimună, după cum veți vedea că vom discuta despre cauzele bolilor și despre viziunea acupuncturii în aceste boli, este cum contribuim noi la propria noastră boală. Fiindcă este o boală autogenerată. Dacă rețineți un singur lucru din prezentarea de astăzi, vă rog, tatuați-vă acest lucru. Bolile autoimune sunt autogenerate. Nu e un accident. Niciodată nu este un accident. Orice boală nu e un accident, asta, da? Cu atât mai mult. Dar cu atât mai mult cât e vorba despre o boală autoimună, înseamnă că eu, într-un fel, îmi generez acea suferință. Ideea este să înțeleg cum apare, să înțeleg cum îmi dau singur cu stângul în dreptul, ca să pot să mă opresc. Dar ca să pot să înțeleg și să pot să mă opresc, trebuie întâi să pornesc de la ideea că ține de mine. Da, ține de dumneavoastră. Da? Deci, un baraj complet al terapiei, și în general, dar în special în bolile autoimune, este refuzul pacientului de a își asuma boala. Adică atitudinea de genul, am venit, înțeapă-mă. Da? Nu funcționează așa. Nu funcționează așa. Am avut cazuri foarte complicate, foarte grele, care s-au rezolvat din faptul că pacientul s-a implicat foarte mult în propria vindecare și am avut cazuri foarte ușoare care nu s-au rezolvat din cauza că pacientul nu a vrut sub nicio formă să-și asume. Deci nu funcționăm așa. Ok? Deci terapia pe care noi o practicăm, terapia, și nu zic că ea e adevărată, orice terapie adevărată, și sunt multe, nu e doar acupunctura, dar orice terapie adevărată pornește de la faptul că nu se face pacientului, se face împreună cu pacientul. Terapeutul este un facilitator al schimbării, este un facilitator al conștientizării, este un om care pune întrebările corecte. Întrebări care să rezoneze, să sune un semnal de alarmă pentru omul respectiv. Da? Iar pacientul este cel care el își caută o soluție și se folosește de cunoștințele specifice ale terapeutului, astfel încât să-și găsească el soluția la problemă. Deci este problema lui. Da? Nu-i o pasează terapeutului și spune, na, ți-am dat-o ție, mă întorc când m-a anunț că e gata. Da? Nu merge așa. Okay? Deci e foarte multă nevoie de responsabilizare. De ce? O să vedeți, în momentul în care intrăm în pâine, o să vedeți despre ce vorbim. Fiindcă lucrurile devin urâte, devin murdare. Da? Bun. Alte întrebări? Da. În activitatea dumneavoastră ați văzut în anume muzica și ați tratat? Ce anume? Sjögren. Ah, Sjögren, da. Este sindromul Sjögren, e foarte frecvent. Da, da, da. Da. V-ați să întrebați ceva? Da. Am vrut să întreb dacă un pacient a început un tratament. Da. Un medic poate să mai facă și tratamentul ăsta care îl ziceți dumneavoastră prin acupunctură? Deci ce întrebați dacă... Complementare? Da. Deci are dacă o sunt compatibile, boală autoimună, da. Are un tratament, dar pentru boala respectivă poate să mai facă și acupunctură? Deci... Pacient care se tratează. Pot merge în paralel. Tratamente alopate cu acupunctură. Da? Asta e ce mă întrebai. Bun. Îmi notez aceste întrebări. La alea la care răspunsul e da sau nu le răspund acum, dacă răspunsul e un pic mai complex sau consider că va fi din prezentare, le scriu și la sfârșit o să trecem prin ele să confirmăm că am vorbit. Da? Alte întrebări. Ce vreți să mai știți? Ce v-a adus aici? Mai pot apare întrebări și pe măsură ce... Aș vrea să nu. Aș vrea să nu. De ce? De obicei, când țin cursuri, formatul este foarte lejer și încurajez întrebările și răspunsurile astfel încât cursul să fie foarte activ. Și astfel cursurile au un dinamism foarte frumos. Formatul acestui eveniment, din cauza că este foarte limitat în timp și nevoia de a parcurge informații, adică cantitatea de informații de parcurs e foarte mare, în acest eveniment nu voi face așa, deoarece ne-am lungit foarte mult. Și atunci aș prefera să notăm niște întrebări acum, eu să vă prezint ce am de prezentat și la sfârșit
după ce în timpul prezentării v-ați notat niște întrebări, facem o sesiune de întrebări și răspunsuri, ca să fim organizați. Da? Deci dacă nu aveți întrebări acum, dar vă vin pe parcurs, le notați și la sfârșit vă răspund la toate întrebările. Dar cât timp o să fac prezentarea ca să mențin cursul și să nu ne lungim până la 12 noaptea, o să vorbesc doar eu. Deci de-aia vă întreb acum și vă întreb și la sfârșit. Poate-și găsesc răspunsuri de parcurs? Păi tocmai, da. Vreau să spuneți ceva. Vreau să întreb cam în cât timp apar primele rezultate, presupunând că pacientul chiar participă. Da. Când apar rezultatele? Când sau în cât timp? Da. Bolile autoimune pot fi, într-adevăr, vindecate. Deci, nu ameliorate. Da. Tot. Orice. Nu există ceva în care să nu fie. Orice. În experiența dumneavoastră... Un pic mai tare, dacă puteți. Poliartrita reumatoidă. Da. Rezultatea poliartrită. Da. Nu există o delimitare, adică tu spun. Înțeleg de unde veniți, da? Fiindcă știu cum e gândirea derivată din informații din medicina alopată și eu sunt medic alopat la rândul meu. Am și partea de medicină alopată la bază și partea de acupunctură, dar o să vedeți că în cursul prezentării sper să vă pot transmite un alt mod de gândire. Și atunci aceste întrebări o să vedeți că devin... Nu-și mai au sensul, fiindcă punctul de vedere al acupuncturii este din cu totul altă direcție. Și atunci, focusul, cum ziceam, nu mai este pe boală, că am boala aia sau boala aia sau boala aia. Da? Este pe cu totul altceva, este de ce a apărut, ce se întâmplă, care e procesul din mine. Da? Corpul nu e interesat de o etichetă, că îi zicem X, Y, Z. Corpul are un proces, care ne interesează, de ce a apărut și cum putem să-l înțelegem, ca după aia să putem să-l rezolvăm. Suntem gata să vă ascultăm, cu interes. Ok. Unanimitate. Bun. Deci, este ora 8, aș vrea să vorbim până, adică să vă vorbesc cam până pe la un 9:15, 9:20 și după asta avem vreo 20 de minute de întrebări și răspunsuri. Despre ce vă voi vorbi? Vom începe cu cauzele bolilor autoimune din perspectiva acupuncturii. Vom trece în revistă și vom aprofunda fiecare cauză în parte. După care vă voi da exemple din acupunctură. Vă voi da exemple din acupunctură care adresează acele cauze. Vă voi da inclusiv exemple de puncte, inclusiv denumirea ale punctelor, ca să înțelegeți care este abordarea. Vă voi da exemple de meridiane. Vă voi spune câte puțin din fiecare meridian de care vă vorbesc. Evident, este foarte limitat ce pot să vă spun, fiindcă avem o oră și ceva, o oră jumătate la dispoziție. Dacă vreți mai multe informații, da? Noi ținem cursuri pentru oamenii care sunt doritori. Deci dacă vreți să aflați mai multe despre acupunctură, să studiați medicina aceasta superbă, da? Vom avea un eveniment al ușilor deschise pe... Marți 31 iulie, ora 19. Da? Deci, acolo vom putea să... Iulie. 07. Acolo vom... Scopul acelei prezentări, acelui eveniment, care va fi mai interactiv, va fi axat pe acupunctură, ea ca metodă, ea ca terapie. Și de asemenea, cum putem noi să venim în întâmpinarea dumneavoastră dacă vreți să înțelegeți mai multe despre această metodă. Noi furnizăm informații. Suntem una dintre, de fapt, suntem singura școală acreditată de cea mai mare asociație europeană de acupunctură, da?
care presupune niște standarde minime de pregătire, suntem singurii din România care ne conformăm acelor standarde. Deci suntem acreditați la nivel foarte înalt. Da? Asta dacă veți vrea, dacă... Da, puteți să puneți la sfârșit mai multe întrebări, dar asta ca idee. Da? Motiv pentru care nu pot să intru foarte mult în acele amănunte, dar o să încerc să iau acele exemple care sunt cele mai relevante. Deci, după ce vorbim despre partea de rezolvări din acupunctură, o să vorbim despre partea de rezultate. Ce se întâmplă cu pacientul în urma tratamentului? Care sunt schimbările pe care le vede? În cât timp se văd aceste lucruri? Care sunt și celelalte schimbări la care el poate nu se așteaptă în momentul în care începe? Cam care este decursul? Cum se vede din afară, din perspectiva aparținătorului, din perspectiva pacientului? Da? Și după aceea vom vorbi despre ce întrebări mai aveți. Bun. Deci, cauza numărul 1, o umbrelă pentru toate bolile autoimune sunt conflictele interioare. Asta este ceva ce e ca un fir roșu care traversează absolut toate bolile autoimune. Nu este vizibil de multe ori, da? Nu este vizibil la prima vedere, alteori e foarte vizibil, câteodată oamenii sunt foarte conștienți de faptul că se macină și se frământă, alteori e atât de bine îngropat acest lucru, încât este foarte, foarte greu de văzut. Da? Și de aici, deși este o singură cauză mare și lată, are foarte multe ramuri, are foarte multe fețe. De exemplu, cea mai puternic generatoare, și asta este încă una din acele informații pe care v-aș recomanda să o rețineți ca fiind absolut esențial. Cel mai puternic de generator de boli autoimune este viața netrăită. Ce înseamnă viața netrăită? Sunt aici să fac ceva, țipă în mine ceva și eu nu trăiesc acel ceva. Eu nu sunt pe calea mea. Eu nu sunt unde ar trebui să fiu. Nu-mi trăiesc viața. Sau cum a spus o pacientă care a venit pentru astfel de boală autoimună, chiar săptămâna asta, sau săptămâna trecută, mi-a spus așa, simt că nu trăiesc eu viața, că mă trăiește ea pe mine. Este extrem, extrem de important. Deci, nu am întâlnit cauză de boală autoimună care să fie mai devastatoare decât asta. În cele mai grave boli autoimune, e atât de puternic asta, încât aproape presupun, sau asta este cel puțin primul pe care îl verific, că asta va fi. Fiindcă am văzut acest lucru de nenumărate ori de-a lungul a mulți ani de practică. Deci, a nu fi pe calea ta. Haideți să vă spun așa un pic cam cum vede acupunctura sau, de fapt, filozofia chineză. Toată povestea asta. În cosmogonia chineză există cele trei comori. Cerul, omul, pământul. Și în momentul în care omul se încarnează și vine pe pământ, chinezii consideră că omul face un fel de pact cu divinitatea. Pactul acesta cu divinitatea este ceva de genul divinitatea ne dă o misiune, ne dă o cale, un potențial, să-i spunem. Da? Hai zice misiune. Da? Ne dă o misiune și noi semnăm că ne vom face acea misiune, ne vom realiza acel potențial. Vom merge pe calea aceea. Pactul e foarte simplu și nu violează liberul arbitru. Atâta vreme cât noi suntem pe calea noastră, atâta vreme cât noi ne realizăm misiunea personală, divinitatea se leagă să ne țină sănătoși, bucuroși, fericiți. Noi nu suntem obligați să fim acolo. Dar asta este ce ni s-a dat. Avem liber arbitru de a fi acolo sau a fi oriunde altundeva. Dar și consecințele sunt pe măsură. Cu cât mai mult ne îndepărtăm de misiunea noastră personală, cu cât mai mult ne îndepărtăm de potențialul nostru, respectiv realizarea, manifestarea lui, cu atât mai mult ne scoatem de sub umbrela de protecție și bunăstare și prosperitate a divinității. Și atunci suntem copiii ploii. Și atunci, normal că, ce se întâmplă? Decădem. Ne dezmembrăm.
Și atunci, iată, asta este ceva foarte pragmatic. Adică nu e o poveste frumoasă și atât. Este o poveste care se verifică în practică. Este o poveste care vorbește ceva foarte profund. Dacă, de exemplu, eu am un talent super extraordinar, da? La tenis. Și aș putea să fiu, nu știu, Simona Halep. Dar eu aleg să fac bijuterii. O să fiu fericit? Nu. Fiindcă undeva în profunzimea mea, ceva din mine știe că eu sunt menit să fac altceva, că eu aș fi fericit făcând altceva. Și atunci ceva din mine rămâne netrăit. E o experiență acolo care mi-a fost dată, să o trăiesc, și eu aleg să trăiesc altceva. Dar ceva din mine nu e împlinit, rămâne un gol acolo. Da? Înțelegeți la ce mă refer? Da. Viața netrăită, rețetă clasică de autodistrugere. Bun. Altă cauză. O să vedeți că pe măsură ce le expun, ele sunt foarte strâns legate. Ele, de fapt, pot fi văzute în mare parte ca un fel de același lucru din diverse unghiuri. Și în același timp și cu ceva nuanțe diferite. Motiv pentru care am spus că povestea este, de fapt, de conflicte interioare. Dar vă arăt mai multe unghiuri ca să înțelegeți. Da? Stimă de sine scăzută. Perfecționism. Nu sunt destul de bun. Sau dacă vreți altă etichetă. Anxietatea de performanță. Indiferent de ce fac, nu e destul de bun. De fapt, mai mult decât atât, nu e vorba de indiferent de ce fac, indiferent de cum sunt, datorită faptului că premisa interioară, premisa internalizată este că e vorba nu de ce fac, e vorba de cine sunt, cum sunt, da? Nu e destul de bun. Din start sunt legat de mâini de picioare. Că dacă ar fi vorba că nu sunt destul de bun la matematică, aș putea să aleg fizică. Sau pictură, sau orice altceva. Poate la altceva sunt mai bun. Da? Dacă e vorba de nu sunt bun la căra lemne, poate sunt bun la căra apă. Poate sunt bun la ține discursuri. Poate sunt bun la orice altceva. Adică pot să-mi schimb activitatea. Dar în momentul în care nu e o chestiune de ce fac, ci e o chestiune de cine sunt, nașpa. Acolo s-a rupt filmul. Fiindcă indiferent de ce fac, tot eu voi fi. Și atunci, asta este, iară, o rețetă foarte frumoasă de autodistrugere. Eu nu corespund și nici n-am ce să fac în legătură cu asta. Adică este arta de a-ți da singur în cap. Da? Perfecționismul acesta. De ce? De unde derivă el? Păi, perfecționismul acesta derivă dintr-un mecanism psihologic foarte simplu. Acest mecanism spune așa, în momentul în care un copil crește într-o familie și el nu primește, nu contează din ce motiv, da? El simte că nu primește destulă iubire, destulă hrană, destulă stabilitate, destulă protecție, destulă armonie, să-i spunem generic, el, în psihicul lui foarte simplist, va trage concluzia că e vina lui. El nu are discernământul unui adult. De ce se întâmplă asta? Un mecanism foarte simplu. Copiii, cu cât sunt la o vârstă mai fragedă, ei nu au mecanismele de a se diferenția de mediul lor. În momentul în care mama și tata se ceartă, pentru el nu mama și tata se ceartă. Pentru el, el se ceartă. Fiindcă el este mama și tata. El este mama și tata și încăperea aceea și încăperea cealaltă. Asta este lumea lui. El este lumea lui. El nu se poate distinge pe el ca fiind separat. El este acest ansamblu în care există. Și dacă în acest ansamblu în care există, există o mamă și un tată care se ceartă, asta este un conflict interior. Noi, din perspectiva adulților, îl vedem ca un conflict exterior, fiindcă noi ne delimităm, aici suntem noi, aici e mama, aici e tata. Ei se ceartă. Eu sunt în afară. Un copil nu are această abilitate. Da? Asta este interiorul pentru el. Și atunci, dacă aici doi se ceartă, sunt tot în interiorul lui. Și ce se va întâmpla când el ajunge adult este că va rămâne cu aceleași voci care, de data asta, sunt în capul lui, care ele se ceartă și care ele se traduc în conflicte interioare. Dar, cum ziceam, având în vedere că există acest mecanism în care el se identifică cu această poveste, indiferent cum o dăm, este vina lui. Da? Și atunci, normal că asta se imprimă acolo și copilul din el rămâne cu ideea că asta e, nu corespund. De ce nu corespund? De fapt, cine nu corespunde? Nu copilul nu corespunde. Atmosfera în care el a crescut.
lipsa de armonie nu corespunde cu armonia arhetipală pe care el o are. Aia nu corespunde. Dar aici se suprapun adultul cu copilul. Copilul respectiv care nu distinge oamenii, personajele, de el însuși ca individ. Și atunci, dacă armonia nu există și nu corespunde, înseamnă că el nu corespunde. Și adultul care crede că, ok, bun, asta simt, înseamnă că eu ca persoană nu corespund. Care, bineînțeles, că nu are nicio legătură cu realitatea. Da? Dar ăsta e mecanismul psihologic prin care se ajunge la aceste frământări, la acest perfecționism prost înțeles. Da? Disting aici acest prost înțeles, fiindcă există și perfecționismul pozitiv, atâta vreme cât este în niște limite, atâta vreme cât el se poate termina într-o nuanță de toleranță. Adică vreau să fac mai bine, dar și dacă fac prost, e ok. Păi la finalul zilei mă iubesc și așa. E bine și așa. Da? Dacă se termină cu e bine și așa, e un perfecționist sănătos. Dacă se termină cu aia nu. Aia nu mai e sănătos. Da? Perfecționismul ăsta nu e doar generator de boli autoimune, e generator de multe alte lucruri. Profundă nefericire, depresie, anxietate, infertilitate, adică de ce să vină numai una la pachet? Poate să vină mult mai mult. Bun. Altă variantă. Nemanifestarea dreptului la propria viață. Eu nu am dreptul să-mi trăiesc viața mea. Da? Dacă eu nu am dreptul să-mi trăiesc viața mea, eu nu am niciun fel de drepturi. Dar bineînțeles că vorbesc despre mine. Toți ceilalți, evident, da? Ei au toate drepturile din lume. Eu nu. Deci, în schimburile interumane, ce se va întâmpla? Eu voi dărui celorlalți. Dar nu mă aștept să primesc. De ce aș primi? Eu oricum nu merit. Dacă luăm un astfel de exemplu, această persoană de cel mai multe ori va fi tipul neconflictual. Păi, de ce ai fi conflictual? Da? N-are sens. Într-un conflict, o parte vrea ceva, o altă parte vrea altceva. Dar dacă una dintre părți nu vrea absolut nimic, n-ai cum să te cerți cu ea. Da? Și atunci e bine oricum. Este hiperpașnicul. Să denumim acest om hiperpașnic. Neconflictual. E ok. E ok, da? Individul e ok. Și dacă nu e ok, tot e ok. Da? Și dacă nu e ok, o să las eu de la mine, da? Vin eu cu puțina mea pace interioară, cu puținul pe care l-au și ți-l dau ție, cu oricum nu-l valorez nimic. Și ți-l dau eu ție, lasă, ia de aici. Nu contează că la mine e devastare și gol și așa. Las că ți-l dau eu ție. Ca să fie bine, da? Deci oamenii, ca să fie bine, oamenii aceștia stau pe un butoi de pulbere. Fiindcă aici, în străfunduri, zace o furie uriașă. Uriașă. De ce? Păi, de obicei, pe rezonanță, oamenii care dau, atrag în viața lor oameni care iau. Da? Și unul dă și altul primește. Și unul continuă să dea și altul continuă să primească. Și când ăla a primit destul, iese ăla, vine altul în locul lui, dar dinamica e aceeași. Ăla care dă, tot timpul dă. Și ăla care primește, doar primește. Și acum vă imaginați că ăștia sunt numai oameni răi care vor doar să primească și nu dau. Știți ce se întâmplă când un astfel de om încearcă să și dea înapoi celui de la care a primit? Ăsta zice, nu, dar n-am nevoie, stai tu liniștit, n-am nevoie, lasă să-ți fie ție bine. Da? Lasă că n-am eu nevoie, stai tu liniștit, nu era nevoie, da? Dar nu era nevoie. Dați o farfurie cuiva și el va duce o prăjitură înapoi cu farfurie împrumutată. Dar nu era nevoie. Dar de ce să nu fie nevoie? Și în ce este consimți? De ce să-i refuz omului cadoul? I-am făcut un serviciu, mi-a făcut un serviciu. E cu totul și cu totul altceva decât a cere acel lucru în sensul în care mă supăr pe tine dacă nu-mi dai. Dar de cele mai multe ori oamenii aceștia, deoarece nu consider că au drepturi, nu se așteaptă să primească. Mai mult decât atât, aceiași oameni sunt aceiași oameni care nu se iubesc ei pe ei. Că n-ai cum să simți că nu ai dreptul la viață și să te și iubești. Deci oamenii aceștia, ei nu se iubesc.
De aceea nici nu-și dăruiesc ceva și nici nu lasă pe alții să-și dăruiască. Au un complex de vinovăție și de inferioritate. Bun. Și atunci, balanța este dezechilibrată. Ei sunt undeva la minus infinit, ca stimă de sine, și ceilalți sunt undeva la zero sau la plus. Și atunci, tranzacțiile, dacă este vorbim despre niște tranzacții, da, orice fel de schimb interuman, pornește de la faptul că eu oricum îți sunt dator. Dacă tu existi, eu îți sunt dator. Dumnezeu știe pentru ce îți sunt dator, dar eu sunt dator. Tu trebuie să primești de la mine. Da? Nu ai niciun fel de datorie să-mi dai, dar eu trebuie să-ți dau. De ce? Fiindcă eu am o stimă de sine atât de scăzută, încât eu simt că trebuie să-mi răscumpăr o vină arhaică. Acum înțelegeți de unde vin? Vina aceea, da? Fiindcă dacă lucrurile au fost proaste în familie, e vina mea. Eu am făcut ceva greșit. Și dacă eu am făcut ceva greșit, trebuie să mă răscumpăr. Și atunci trebuie să găsesc un om căruia să mă răscumpăr. Și atunci îi tot dau, îi tot dau, îi tot dau. Îi dau lui, îi dau lui, îi dau ei, îi dau ei, da? Și eu tot dau. Dar nu primesc. Și anarhii le tot atrag. Nu ajung decât în tot situații de genul ăsta în care oamenii tot profită de mine. Bine, îi și invit, adică nu e pe față, da? Dacă nu vrei să profiți de mine, te fac eu să profiți de mine, fiindcă nu voi accepta să-mi plătești la fel. Sau dacă cumva mi-a scăpat și ai reușit să-mi înapoiesc, păi îți dau de 10 ori mai mult. De ce? E foarte simplu. Dacă eu nu valorez nimic, am un sentiment de vinovăție. Și ca să-mi răscumpăr vinovăția, ca să-mi recapăt inocența, trebuie să plătesc într-un fel. Dar impresia acestor oameni este că se pornește de la ceva dezechilibrat. Eu sunt dator. Impresia omului sănătos este că se pornește de la egalitate, de la 0-0. Și atunci omul sănătos, dacă primește ceva, simte nevoia să înapoieze. Omul care are o stimă de sine scăzută, el crede că se pornește de la nivelul la care el are o datorie față de ceilalți. Și atunci el simte să dea, dar nu să primească. Celălalt însă se simte îndatorat să-i dea și el ceva. Da? Dar primul nu mai are și nu vrea în realitate să primească. Fiindcă dacă ar primi, el ajunge din nou în postura de vinovăție. Fiindcă nu și-a răscumpărat nimic. Da? Să ajunge la ecuația inițială. Da? Eu vreau să-ți dau ceva ca să-mi răscumpăr o vină. Dacă tu îmi dai înapoi, eu nu mi-am răscumpărat nimic. Da? Și așa că sistematic, subconștient, dacă tu vrei să-mi dai ceva, te voi ține la depărtare. Motiv pentru care oamenii aceștia își alienează alți oameni, fiindcă ceilalți oameni, fie sunt cei care rămân și sunt din gama profitorilor, fiindcă sunt aia care zic, a, îmi dai, perfect, nu vrei nimic înapoi, super, dă-mi coace, hai. Da? Fie sunt oameni care vor o reciprocitate, dar ajung ei să se simtă datori, fiindcă ei doar primesc și nu li se dă voie să dea înapoi. Și atunci ei ajung să se simtă vinovați. Păi bine, dar tu tot îmi dai, tot îmi dai, dar vreau și eu să vin spre tine și nu mă lași. Și atunci nu o să mai accept să-mi dai. Da? Nu mai accept să tranzacționez cu tine. Te țin la distanță, fiindcă tu vrei să-mi dai, dar tu nu vrei să-ți dau și eu. Da? Mă pui într-o postură de vinovăție. Mă simt vinovat, mă simt obligat. Dar nu-mi dai voie să-mi răscumpăr această vinovăție. Da? Și atunci apare o alienare, fiindcă oamenii care îmbrățișează reciprocitatea vor fi ținuți la distanță și vor fi atrași oamenii profitori. De unde toată povestea cu furia? Păi, în momentul în care toată lumea profită de mine, e normal să mă furi? Este! Dar cea mai mare furie o am pe mine. Căci abuzatorul principal sunt eu. Nu mă abuzează nimeni la modul la care o fac eu. Sportul de performanță este cine este cel mai bun la a-mi da mie în cap. Eu, evident! Eu trebuie să fiu cel care este cel mai bun la a-mi da mie în cap. Dacă e cineva mai bun, vreau să învăț de la el. Da? Deci, furia numărul 1 este pe mine pentru faptul că înainte să mă respecte oricine altcineva, trebuie să mă respect eu. Dacă eu nu mă respect, furia este pe mine, fiindcă autorul nedreptății sunt eu. Deci iată conflictul interior, general. Înțelegeți? Da. E clar? Ok, bun. Mai departe, altă cauză. A nu putea exterioriza trăirile și emoțiile. Cunoașteți această dinamică? Da, oameni de-aia care sunt atât de expresivi că nu zic nimic. Cum ești?
Ești bine? Da. Și vedeți cum se frământă în interior și pe fața lor se întâmplă chestii și vrei să te duci către ei și te lovești de un zid. Fiindcă ei nu știu să se exprime. Ei s-ar putea nici să nu conștientizeze că simt ceva. Da? Ei ar vrea poate undeva, dar în același timp, din cauza că zona noastră de confort este aia cunoscută, cel mai cunoscut loc din lume este lumea lor interioară. Așa că stăm frumos acolo. În loc călduț, nu ieșim din peșteră, că nu știm ce ne așteaptă, așa că trăim frumos în peștera noastră. Ca un luceapăr. Într-o lume tristă și rece. Că nu lăsăm pe nimeni acolo. Nu ne exteriorizăm. Nu știm să ieșim către ceilalți. De unde vine povestea asta? Păi, iară, dintr-o implozie. Mă duc către celălalt, mă duc către mama, mă duc către tata, dar în special către mama, într-o primă fază, că sunt copil. Mă duc către mama și ea nu. Nu e disponibilă, nu e acolo fizic prezentă, nu e orice. Oricum, nu-mi satisface nevoia de mamă, nu-mi satisface nevoia de... Da? Să mă racordez la ceva, fiindcă eu nu pot să supraviețuiesc fără mamă. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, da? Dacă se întâmplă de 200 de ori, o să fiu hipervigilent, o să devin anxios. O să fiu cu ochii după mamă. Dacă se întâmplă ca regulă, deja nu mai-mi pasă. Se șterge acolo noțiunea de mamă și eu realizez ca și copil că, ok, sunt eu cu mine și nimeni altcineva. Și intru în comportamentul de atașament evitant. Eu cu mine, restul pa. Da? Fiindcă îmi dau seama că nu are sens să-mi tot consum resursele, să tot țip după mama, 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 da? Și atunci nu mai țip după nimeni. Este ceva de genul un shutdown atât de general, încât eu în lumea mea, restul în lumea lor, o segregare foarte clară între intern și extern. Și atunci totul se petrece în interior. Dar vă dați seama că un organism care nu mai comunică cu exteriorul este un organism care moare. E toxic. Da? Nu se poate supraviețui în așa fel. Și acolo apar tot felul de procese care, în mod normal, ar trebui să fie date afară. Emoții care ar trebui să fie exteriorizate. Frământări din faptul că, sigur, ceva nu e în regulă, că nu ai cum să fii atât de izolat și să-ți fie bine. Nu ai cum. Și măcar să vorbești despre asta și ți-ar face bine, nu? Măcar cu un prieten, dacă nu cu un terapeut. Dar nu poți să faci cu nimeni. Și ce e mai rău, ce e cel mai rău, este că la un moment dat devine un sport de performanță la care ești atât de bun, încât nici tu nu-ți mai dai seama că îl faci. Nici tu nu-ți mai dai seama de propriile tale emoții. Le ascunzi atât de bine inclusiv față de tine, încât și tu devii izolat de lumea ta. Și atunci ce se întâmplă? Intri într-o gaură în care devii izolat de corpul tău, izolat de emoțiile tale, izolat, punct. Și mori încet așa. Și nici măcar nu știi. Adică știi că se întâmplă, da, ți se pun diagnostice, dar nu înțelegi nimic, nici din lumea asta, nici din ce zic ceilalți. Relațiile cu ceilalți sunt, în cel mai bun caz, superficiale. Da? Nu sunt de esență, nu ating profunzimi semnificative. Și uite așa, te maci în tu acolo și mori ca o plantă care este ea cu ea, fără apă, fără nimic. Ea cu ea. Da? Nu are un schimb real cu exterior. Bun. Programe de autodistrugere. Asta e cu bonus. Da? Asta este din dinamici transgeneraționale. Asta e un pic mai complicat. De exemplu, poate să fie ca un copil. Eu vorbesc de copii, dar astea sunt dinamici începute în copilărie, dar care continuă toată viața. Deci eu nu vorbesc de boli autoimune la copii, eu vorbesc de boli autoimune la adulți, dar derivate din traume emoționale care au rădăcinile în copilărie. Notă foarte importantă. Da? Ca să înțelegeți de ce un tratament de acupunctură care adresează probleme atât de profunde nu are cum să țină 10 ședințe. Da? E complet imposibil. Nu ai cum să faci 10 ședințe și să ajungi până la când erai la mama în burtă. Nu se poate. Da? Există dinamici transgeneraționale în care, să zicem, mama face un copil. De fapt, rămâne însărcinată, nu vrea să țină copilul, face avort. Din circumstanțe, nu contează, face avort. Nu e împăcată cu adevărat,
cu avortul, e conștientă de faptul că și-a omorât propriul copil și o parte din ea rămâne acolo agățată. Da? Rămâne agățată în copilul pe care tocmai l-a omorât. Face un al doilea copil. Dar al doilea copil, la nivel subconștient, simte că mama nu e cu adevărat prezentă, nu e cu adevărat disponibilă. Și atunci ce se întâmplă? Spune, și asta este altă chestie, altă lege psihologică foarte prezentă la copii, tendința către sacrificiu pentru ca părintelui să-i fie bine. Fiindcă copilul la nivel subconștient știe, dacă mamei îi e bine, dacă părinților le e bine, ei vor avea grijă de copil. Fără părinți, copilul mare singur. Și el știe asta. Și atunci, dacă copilul simte că părinților le e rău, va sări în apărarea lor. În momentul în care vine al doilea copil în povestea de care vă ziceam, și o simte pe mamă că nu e disponibil emoțional, deoarece ea este, ea și-ar dori să fie la copilul pierdut, el se poate oferi ca sacrificiu. Ceva de genul o afirmație: mamă, decât să mor tu, mă voi duce eu în locul tău. Și în acel moment, copilul poate să facă o boală care să reflecte un proces de autodistrugere. Vă dați seama că aceste lucruri sunt atât de profunde în subconștientul nostru, încât nu ies la analiză. Da? Nu o să vă iasă transaminazele, nu știu cum, sau să vă iasă o analiză care să vă spună, aha, iată fraza ta existențială, da? Tu îți dai în cap singur, fiindcă vrei să o salvezi pe mamă. Bun. Cam astea ar fi, așa, partea de, să zicem, partea de cauze, da? Din spectrul acesta de conflicte interioare. Acum, o să încep să vă spun cam care este abordarea acupuncturii. Cum rezolvăm aceste lucruri cu acupunctura? În primul rând, am vorbit inițial de partea aceea cu viața netrăită, cu faptul că avem o misiune personală, că avem un potențial și dacă îl ignorăm, aia este principala cauză a bolilor autoimune. Ok. În viziunea chineză, rinichii și vezica urinară sunt cei care sunt responsabili de a depozita, de a înmagazina. Ca un server, dacă vreți, da? Misiunea noastră personală, abilitățile noastre, bagajul cu care venim, bagajul de abilități, bagajul de talente, bagajul care constituie aptitudinile noastre și de asemenea și misiunea noastră. Ce avem noi de făcut? Ce avem noi de trăit? Un om care trăiește misiunea lui, spre sfârșitul vieții are un sentiment de serenitate, are un sentiment de claritate, de ușurare, de faptul că mi-am trăit viața și sunt pregătit să mor oricând. Și este este o aromă de înțelepciune cu ușurință, cu lejeritate sufletească, cu detașare. Fiindcă este un fir de satisfacție că el și-a îndeplinit misiunea. Și-a făcut treaba. Și se simte împlinit. În momentul în care nu se întâmplă asta, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vieții, apropo, da, aici ating un pic alt subiect, anxietate. Una din cauzele anxietății, dar și din cauzele bolilor autoimune, una din cauzele anxietății este tot această viață netrăită. Fiindcă ticăie ceasul și eu nu sunt unde trebuie. E ca și când vreți să ajungeți, nu știu, la serviciu și cu cât plecați mai târziu de acasă, cu atât vă dați seama că veți întârzia mai mult sau va trebui să mergeți mai repede. La fel și cu viața. Cu cât plecați mai târziu în manifestarea misiunii voastre, cu atât mai mult va trebui fie să vă grăbiți, fie mai mult din misiunea voastră va rămâne nerealizată, nemanifestată. Și atunci asta este foarte important, da? Să înțelegem că nu doar că există așa o idee teoretică, că, bun, trebuie să ne manifestăm misiunea. Dar există o modalitate, adică există ceva foarte concret, da? Vezica urinară și rinichii, organe energetice, meridiane energetice, care au acest rol și când funcționează bine, ne dau sentimentul de care este, ne dau sentimentul de ce avem noi de adus în această lume, ne dau sentimentul de scop. Da? Sunt aici să fac aia. Da? Asta este cine sunt eu. Bun.
O să vă povestesc un pic foarte pe scurt, da, despre rinichi și vezica urinară, ca să înțelegeți un pic aroma. Rinichii sunt cei care sunt cu misiunea personală în sine. Vezica urinară este cea care are legătură cu gestiunea resurselor. Adică rinichii sunt în legătură cu direcția. Vezica urinară este în legătură cu de ce resurse mă pot folosi sau cum mă pot folosi de resursele pe care le am ca să ajung unde vreau eu să ajung, unde trebuie să ajung. Da? Vă dau un exemplu, primele puncte de pe meridianul rinichilor. Rinichiul 1 este, se numește Bubbling Spring, deci izvorul care face bulbuci. Da? Este un fel de geyser, este un fel de țâșnire. Este primul punct de pe meridianul rinichilor, este acea senzație de a, ceva țipă în mine. Da? Și este în talpă. Asta înseamnă că mă rădăcinează, mă împământează. Sunt aici cu un scop. Am prins aici rădăcini fiindcă există un scop pentru existența mea aici. Rinichi 2, da? Punctul de foc de pe rinichi. Focul are caracteristica de a aduce conștientizare. Conștientizarea aceasta înseamnă că eu îmi conștientizez misiunea personală. Încep să înțeleg. E o aprofundare. O să observați că fiecare punct este o aprofundare a ce s-a întâmplat până acolo. De fapt, partea și mai frumoasă, da? Și asta poate o să aflați mai mult în momentul în care vorbim la evenimentul cu porțile deschise, da? Pe cât era? 31 iulie, așa. Bine că știți, așa. Voi trebuie să știți, eu scriu oricum acolo. Bun, în momentul acela o să vorbim mult mai mult despre aceste lucruri. Vă invit să observați că este o călătorie inițiatică. Fiecare meridian cu toate punctele reprezintă o călătorie inițiatică și fiecare punct reprezintă un anumit stadiu al călătoriei respective. Care este subiectul călătoriei? Tematica meridianului. Da? Adică dacă vorbim de rinichi, rinichii au legătură, cum ziceam, cu misiunea personală. Deci toate punctele de pe rinichi, și vă spun că sunt 27, vă voi vorbi doar de 9, deci doar de o treime dintre ele. Da? Toate punctele de pe rinichi vorbesc despre etape, despre cum făt frumos din lacrimă își manifestă această misiune personală. Și e foarte frumos. Nu doar că e foarte frumos, e foarte pragmatic. Cu asta lucrăm zi de zi. Da? Dificultatea în clinică este să vedem unde s-a blocat fost frumos. În care stadiu al călătoriei? Unde e zmeul cel mare de care nu trece? Da? E ca atunci cu jocurile pe calculator. Nu reușesc să trec de nivelul ăla. Care e nivelul ăla? L-am identificat. L-am activat, am ajutat pacientul să treacă un pic mai încolo. Bun, deci, eram la rinichi 1, rinichi 2, da, partea de conștientizare. În momentul în care conștientizezi misiunea personală, s-ar putea să-ți fie teamă de ea. Fiindcă realizezi, poate, cât de măreață e, da, poate faptul că n-ai resurse sau ai resurse, da. Urmează rinichi 3, care este punctul de pământ și punctul sursă. Rinichi 3 este foarte bun pentru teamă. Da, îți dă alinarea de care ai nevoie, să știi că da, e ok, nu trebuie să-ți fie teamă, poți să mergi înainte pe calea ta ca să-ți manifesti potențialul. Mai mult decât atât, rinichi 4 se numește Marele Clopot. Marele Clopot care este ca un fel de gong de ăsta care te trezește la realitatea misiunii tale. Dacă în primul punct abia ai prins rădăcina aici, în al doilea punct ai început să conștientizezi câte ceva despre misiunea ta, în al treilea punct începi să primești alinare, fiindcă s-ar putea să-ți fie teamă să pornești la o misiune, la o călătorie atât de măreață, al patrulea punct îți sună un gong în cap, tu îți dai seama ce dramatic ar fi și să faci și să nu faci așa ceva. Da? Este un punct de aprofundare a înțelegerii. Este un punct de aprofundare a faptului că, băi, trezește-te la realitatea ta. Ai o misiune, ai un potențial. E important să mergem. E important să faci ceva. Ok? Bun. Rinichi 5. Rinichi 5 este un punct de fluiditate, de energizare, de hai să facem lucrurile să meargă. Da? Hai să mergem, să punem lucrurile pe roți. Da? Rinichi 6 după aia, Marea Iluminată,
Marea Iluminată, Ring 6, este un punct extraordinar de important, fiindcă mai deschide un meridian, unul din așa numitele canale extraordinare, care are foarte mult legătură cu identitatea mea. Adică dacă până la Ring 5 am aflat câte ceva despre misiunea mea personală, la Ring 6 începe să se contureze cine sunt eu. Începem să punem toate piesele de puzzle la o altă și la Ring 6 încep să-mi dau seama de cine sunt eu. Marea Iluminată este de fapt o metaforă pentru întregul rinic, întreaga funcție a rinichilor, fiindcă potențialul acela, imaginați-vă o mare, în întuneric complet, nu se vede absolut nimic. Da? Acolo poate să existe cei mai minunați pești din lume. Fără lumină nu o să-i vadă nimeni. Puteți avea cel mai minunat potențial din lume. Da? Puteți să fiți Simona Halep. Dacă Simona Halep se ducea să fie bucătăreasă. Da? Știa cineva de talentul ei? Nu. Deci, marea aceasta are nevoie să fie luminată. De cine este luminată? De foc. În acupunctură, în medicină, în tot ce înseamnă metafizica chineză, dinamica apă-foc este extrem de importantă, fiindcă sunt cele două extreme, yin și yang, și ele se echilibrează reciproc, își aduc armonie reciproc. Deci apa are nevoie de foc. De aceea, această mare iluminată, Ring 6, este primul moment în care se manifestă plenar, sau la un anumit nivel, ca întregime, un întreg ansamblu de identitate. După aia, Ring 7, punctul de metal de pe rinic, ajunge către zona de conexiune cu plămânii. Conexiunea cu plămânii. Plămânii sunt în legătură cu conexiunea noastră cu divinitatea. De la divinitate primim misiunea noastră. Ăla este momentul de maturizare al nostru. După Rinic 6, momentul în care noi am devenit conștienți de noi ca individ separat, ca individ separat ne putem asuma nevoia de a ne conecta ca să primim de data asta asumat potențialul nostru. Da, e ca un fel de e-mail, da? Primesc e-mail de la divinitate, ok, asta este ce am de făcut. Rinic 8, foarte aproape de Rinic 7, este conștientizarea faptului că am primit e-mail-ul, e ca un fel de confirmare. Ok, mi l-ai trimis? Da, bine, l-am primit. Ce aduce el în plus este nu în sine dinamica, ci siguranța, stabilitatea, satisfacția că da, sunt unde trebuie să fiu. Vă spuneam de cosmogonia chineză și faptul că atâta vreme cât eu îmi asum misiunea, divinitatea își va asuma faptul că mă ține sănătos, voios, bucuros și mai departe, fericit. Da? Asta e momentul în care conștientizez că da, e bine. Lucrurile sunt cum ar trebui să fie. Dacă eu sunt unde ar trebui să fiu, toată lumea, tot universul din jurul meu este unde ar trebui să fie. Iar numele lui este Communicating Faith, Exchanging Pledges. Adică schimbăm, facem schimb de contracte, da? Eu am semnat contractul, tu ai semnat contractul și după aia dăm mână. Fiindcă avem încredere că într-adevăr așa va fi. Da? Am încredere că dacă... E un punct de încredere. Da? Dacă Ring 7 e un punct de conștientizare, Ring 8 este punctul din care eu îmi deriv încrederea că va fi bine. Observați subtilitățile. De ce vă povestesc toate aceste lucruri? Nu din cauza că v-aș încuraja să vă faceți puncte singuri. Nu, Doamne ferește, nu asta e ideea. Ideea este că vreau să vă încurajez să vedeți subtilitățile din acupunctură. Ca să înțelegeți cum gândește un acupunctor. Fiindcă ce se întâmplă, și ăsta e motivul pentru care facem seri informative de genul ăsta, imaginea pe care o au oamenii când se gândesc la acupunctură este acea imagine stas de o domnișoară frumoasă, curba spatelui, cu un pic din fund care se vede și cu niște ace în fund. Sau niște ace undeva în spate, da? Piele, ac. Acupunctură. Nici o legătură. Nici o legătură. Acupunctura se poate face fără ace, nu sunt necesare acele. Ce e important este însă ce se întâmplă în spate, da? Dacă vă luați o mașină, dacă vă luați un BMW și nu vă luați un trabant, e nu din cauza că BMW-ul are patru roți și trabantul nu are. Tot patru are și ăla, da? Dar e din cauza că în toate lucrurile mici de detaliu, BMW-ul face lucrurile bune. Da? Sau, mă rog, mai bune decât trabant. Ok? Deci, ce este sub capotă contează. La fel și la acupunctor. Vezi omul din fața ta că e un acupunctor, tu îi spui povestea ta, el bagă în final niște ace în tine. Ok, aia acupunctura. Nu!
99% din acupunctură e ce se întâmplă aici și aici. Da? În acupunctor și în pacient. Deci, de asta vă spun punctele acestea, ca să înțelegeți ce se întâmplă sub capotă. Cum gândește un acupunctor când veniți cu o boală autoimună la el? Da? Care sunt procesele din spate? Ce ia el în considerare? Dacă problema e una de misiune personală, în primul rând, el trebuie să-și dea seama că despre asta e vorba și, în al doilea rând, să vadă unde s-a blocat fost frumos. La care etapă? Da? Care este punctul care metaforic descrie exact etapa din dezvoltare în care procesul s-a blocat? Stați liniștiți, e foarte simplu. Se învață în 3 săptămâni, nu sunt decât 400 ceva de puncte. Da? Glumesc, se învață în ani de zile. Se zice așa, ia 3 ani să înveți și ia 30 de ani ca să aprofundezi. Da, deci este ceva care se face în ani de zile. O școală de acupunctură acreditată, care se respectă, are cursuri între 3 și 6 ani. Da? Cam despre asta vorbim. Da? Fiindcă e foarte complex, este foarte profund. Deci dacă cumva merg prea repede sau aveți impresia că nu înțelegeți sau că nu prindeți tot, evident. Da? Eu mă bucur dacă prindeți ceva. Fiindcă în rest este foarte profund, este cu tot felul de întrebări, cu tot felul de... Și dacă veți avea mai multe întrebări la sfârșit decât pot să răspund, vă invit la evenimentul cu porțile deschise. Fiindcă înseamnă că sunteți atunci un căutător real, un explorator real și pe ăștia invităm cu invitație specială să avem mai multe de vorbit. Da? Asta este așa, ca să ne cunoaștem și ca să știți despre ce se mănâncă acupunctura. Vreți mai multe despre acupunctură? Ușa noastră e deschisă. Da? 30? Știți mai bine. Bun. Și ajungem la rinichi nou. Ultimul punct de care vă voi vorbi. Punctul în care se închide primul ciclu. Rinichi nouă care se numește Welcome Guest. Da? Bine ai venit oaspete. Sau oaspetele binevenit. Cine e acest oaspete binevenit? Copilul care vine pe lume. 9 puncte, 9 luni. Se adună? E foarte bun. Evident, nu vom avea timp să intrăm atât de în detaliu, dar v-am dat câteva idei ca să înțelegeți cu ce se mănâncă. Vă voi da 2-3 puncte și de pe vezica urinară ca să vedeți contrastul, da? Care sunt rinichii, care e vezica urinară. Vezica 65, de exemplu. Punctul de lemn de pe vezica urinară. Ziceam că rinichii au legătură cu misiunea personală, vezica urinară are legătură cu managementul resurselor. Managementul resurselor înseamnă, ok, bun, știu care este misiunea mea, vreau să devin bucătar. Aia este ce mă reprezintă pe mine. Vreau să-mi deschid un restaurant Michelin. De exemplu, da? Sau poate nu Michelin, poate și de cartier e bun. Dar asta simt eu să fac. Asta e ce mă reprezintă. De fapt, nici nu mă interesează dacă îmi place mâncarea mea sau nu. Pe mine mă interesează să gătesc, fiindcă asta e ce mă împlinește. Pot să fiu singur pe pământ? Eu asta vreau să fac. Asta mă împlinește. Nu contează. Pot să gătesc pentru pisici. Ele vor fi mulțumite. Dar eu vreau să gătesc. Asta e ce țipă în mine. Vezica urinară vine și spune, ok, bun, ce folosesc, ce resurse am la dispoziție, cum le transpun în practică ca să manifest acel ceva. Vezica 65 este un exemplu foarte grăitor, fiindcă este punctul de lemn. Lemnul are legătură cu organizarea, cu planificarea, cu deciziile. Cum ajung eu să știu ce fac? Păi, trebuie să mă organizez, trebuie să am un plan, trebuie să știu ce decizii să iau în funcție de resursele pe care le am. Asta face vezica 65. Da? Bun, acum pare un pic cam prea simplu, da? Și atunci celelalte, și vezica are 67 de puncte, celelalte puncte ce fac? Păi hai să vă dau un exemplu, da? De exemplu, punctele de la 4 până la 10, da? Foarte pe scurt. Primul punct, vezica 4, are legătură cu teama de a manifesta propriul potențial. Da? Există, da? Că o conștientizăm sau nu. În momentul în care conștientizăm, băi, asta mă reprezintă, conștientizăm și consecințele uriașe care derivă de acolo. Fiindcă în momentul în care suntem siguri, asta este o chestie foarte tipică. Un mod sigur de a vă da seama că sunteți sau nu pe cale, că ce luați în considerare a fi calea voastră, este sau nu calea voastră, este dacă vă trec fior pe șira spinării, când vă gândiți că s-ar putea să nu faceți acel lucru. Când vă dați seama, aolea,
E colosal, da? Mă reprezintă atât de mult încât există, teoretic, și opțiunea în care aș alege să nu fac aia. Și aia ar fi dezastros. Dar asta poate să ducă la mult mai multă teamă, adică se poate intra într-un cerc vicios. Și atunci pot să ajung să-mi fie teamă să mă duc pe acea parte. Pot să aleg, zic, nu, nici nu vreau să văd că aia era misiunea mea. Nici nu vreau să-mi dau seama, nu. Eu? Poate nu o să-mi iasă povestea cu bucătăria. Poate, lasă, mai bine mă duc să, nu știu, să spăl mașini. Poate fac altceva, nu? Fiindcă îmi place atât de mult să fac partea de bucătărie, încât s-ar putea să nu reușesc și ar fi un dezastru total. Și atunci nici nu vreau să concep că ar putea să existe varianta în care nu reușesc. Și atunci s-ar putea, în această fază, să reprim povestea. Da? Vezi că 4 adresează această teamă de manifestare a potențialului. La fel, vezi că 5 dă mai multă energie, de genul, hai cu tata, hai. Încă un pas, da? Vezi că 6 și 7 și 8 sunt momente progresive. Ele urcă, da? Deci merg așa pe cap până ajung în creștetul capului, pe medianul vârciurii mele. Creștetul capului este partea cea mai young, cea mai în conexiune cu divinitatea. Este ca și când ne ducem la oracol și de acolo ne luăm misiunea personală. Da? Apropo de iluminarea apei. Yang-ul divinității, lumina divinității, iluminează potențialul nostru. La vezică 8 ne dăm seama de potențialul nostru. Aia este momentul de iluminare pentru noi, apropo de care este misiunea noastră, care este motivul pentru care noi să fim aici. În momentul în care am înțeles chestia asta, în momentul în care noi ne-am luat acel mesaj, vezică ordinară merge mai departe, la vezică 9, vezică 10, da? Vezică 9 deja coboară, da? Imaginați-vă un om care se duce pe munte. Moise se duce pe munte, da? Dă-mi, Doamne, înțelegere, înțelepciune. Ok, am primit pe tabletă. Merg fel, 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 da? Și am primit pe tabletă, am downloadat din cloud, da? Și asta, după aia, începe o înțelegere cognitivă. Da? Hai să înțeleg, de fapt, ce s-a întâmplat. Ăla e vezică nouă. Și după aia, tot restul vezicii urinare, și apropo, vezica urinară de la 11, 12, 13 încolo, are puncte care corespund fiecărui organ din organism. Informează toate organele apropo de cum să funcționeze. Deci este un transportor al resurselor și al mesajului. Apropo de cum să funcționeze. Da? Asta înseamnă ce? Asta înseamnă alinierea întregului organism la această misiune. Mă aliniez la asta, fiindcă asta este calea mea. Ok? Iată. Frumos? Da. Bun. Mai departe. Plecăm de la rinic și vezica urinară. Apropo de faptul că am discutat partea cu misiunea personală. Da? Am zis că una dintre cauzele de boli autoimune este partea aceasta cu a te îndepărta de misiunea ta. A nu-ți fi descoperit vreodată misiunea ta sau a-ți fi abandonat misiunea ta. Un tratament pe partea de rinic și vezica urinară ne aduce înapoi în contact cu noi înșine. Acum vă întreb eu, da? Ca stadiu intermediar. Dacă un om are o astfel de problemă și face un astfel de tratament, mai este relevant că el are tiroidită Hashimoto sau sacroileită ancliozantă sau psoriazis sau orice fel de altă denumire de asta științifică care sună foarte pompos? Nu! Subconștientul nu jonglează cu cuvinte pompoase. Subconștientul jonglează cu lucruri foarte simple, foarte simbolice. Da? De aceea contează prea puțin sau deloc. Ce boală este? Contează cauza să fie identificată corect. Și la nivel foarte profund, lucrurile sunt foarte simple. În practică se complică, da? Fiindcă, evident, și în practica de acum, ce vă spun eu acum, au o punctură foarte didactică. După aia, navigarea hățișurilor în terapia individuală, în fiecare ședință, este mult mai complicată, de aceea și ea ani de zile. Dar, la nivel de principiu, e foarte simplu. Da? Asta este modul în care gândim, asta este de la ce pornim, ca teorie. Eu zic că e foarte frumos. Eu de asta fac asta. Da? Asta este ce se întâmplă în capul meu când văd un pacient. Da? Când dumneavoastră veniți și îmi spuneți boală autoimună, eu zic, bine, hai, mai zi. Da? Unde te-ai blocat? Asta vreau să știu. Unde e făt frumos în povestea asta? Bun. Alt meridian foarte interesant. Ajungem la un meridian care face parte din ceea ce se numesc canale extraordinare. Adică există
nivelul de boli de zi cu zi, cum ar fi, de exemplu, hai să mai arunc o bombă, arcanele minore versus arcanele majore din tarot. Cineva familiar cu asta? Mâna sus? Da. Ok, bun. Deci măcar 2-3. Bun. Deci, ideea este de zi, de zi cu zi versus arhetip. Nu mă gândesc în fiecare zi din viața mea când merg la muncă dacă asta este ceea ce mă reprezintă. Mă gândesc că trebuie să fac aia, că trebuie să fac aia, că trebuie să plătesc factura, că trebuie să fac, nu știu, de mâncare, să orice, da? Asta este funcționarea de zi cu zi. Dar în momentul în care mă extrag din chestia asta, câteodată extracția asta poate să fie foarte bruscă, foarte neplanificată, poate, nu știu, moare cineva drag și atunci automat mă forțează viața să mă gândesc la lucrurile care contează cu adevărat. Ăla e cu totul alt nivel de gândire, cu totul alt nivel la care îmi pun problema. Ăla este domeniul acestor canale extraordinare. Iar primul de care vă voi vorbi este așa numitul Chong Mai. Nu contează de numire, da? Doar ca să avem o etichetă. Despre ce vorbește el? Despre rădăcinile noastre ancestrale. Despre rădăcinile noastre din neam. Toate culturile știu de chestia asta, da? Adică nu e ceva misterios faptul că rădăcinile noastre arhaice, din neam, străbunii noștri, sunt foarte importanți pentru noi, da? Toate culturile onorează străbunii într-un fel sau altul. Că e vorba de șamanism, că e vorba de culturile orientale, că e vorba de oricine, nu contează, da? Bun, ce face acest Chong Mai? Chong, ca denumire, ca și cuvânt chinezesc, înseamnă un fel de gaiză, un fel de țâșnire. Da? Este momentul în care apare țâșnirea vieții în noi. Când noi ne facem, ne începem să existăm în aceste dimensiuni. Și de aici, ca să înțelegem cine suntem noi, trebuie să înțelegem cam ce ne reprezintă. Și aici vreau să vă vorbesc despre trei puncte. Primul dintre ele este spină 4. Spină 4 este punctul care deschide acest canal. Da? Și ce face spina? Spina este în legătură cu hrana noastră emoțională. Ce ne hrănește pe noi? Dar spina 4 este un punct care merge foarte în profunzime. Da? Adică merge mai adânc de atât nu se poate. La cât de adânc se poate ajunge acest spină 4? Ce ne hrănește pe noi? Ce ne reprezintă pe noi? Care este acel ceva care adresează cea mai profundă și semnificativă parte din noi și o hrănește, îi dă viață. Da? Asta este spină 4. După care, stomac 42. Stomac 42 este un punct care reglează tot meridianul stomacului. Acum vreau să vă invit să lăsați un pic la o parte ce știți despre stomac. În sensul că e doar acea pungă din burta noastră care se umple cu mâncare și să-i vedeți funcția, nu anatomia. Ce face el ca funcție? El primește. Primește mâncare, da? Mâncăm, intră în stomac, se depozitează acolo. Dacă mâncarea nu-i bună, o dă afară. Atât. Foarte simplu. Da? Deci, la nivel fizic, el primește mâncarea sau o dă afară. Dar vedeți, în acupunctură, atitudinea este una holistică, este una de a integra partea fizică cu partea mentală, cu partea emoțională, cu partea spirituală. Toate meridianele, toate punctele din acupunctură au un efect la toate aceste niveluri. Este extrem de important. Și este, de fapt, generatorul uriaș de complexitate care face acupunctura atât de grea și atât de frumoasă. Fiindcă, de fapt, asta este ființa umană. Atât de grea și atât de frumoasă. Bine, probabil că e mult mai complex decât o înțelegem noi, e partea asta. Da, să nu complicăm lucrurile. Bun, deci stomacul la nivel fizic e foarte clar. Primește sau refuză mâncare. Da, o vomităm, dacă nu ne place. Dar la nivel mental, primește informație. Da? Deci, abilitatea mea de a învăța, de a accepta informație nouă, este reglementată tot de meridianul stomacului. Primesc, da? Învăț, înțeleg, o absorb. Sau, sindromul studentului la medicină în sesiune, gata, s-a pus capacul, nu mai intră. Da. Aia e, da? Bun. Dacă meridianul stomacului nu funcționează și de la primele două rânduri, indiferent ce citești, ți se așa. Da? Bun. Deci la nivel mental, la nivel emoțional, nu mai fac față.
Sau din contră, fac față. Înghit tot căcatul, dă-l încoace, nicio problemă. Da? Îmi spui orice, înghit tot căcatul. Fac ulcer, nu contează, dar dă-l încoace. Da? De asta, de exemplu, există interacțiune între aceste niveluri și eu pot să fac un ulcer, fizic, evident, prin definiție, din cauza problemelor de la alt nivel. Da? Sunt forțat să înghit niște lucruri care nu-mi convin. Fac ulcer. E logic. E foarte logic. Este foarte evident. Da? La nivel spiritual, sau tot la nivel emoțional, s-ar putea ca eu nici măcar să nu înghit, în sensul în care să nu ajung în profunzime. Da? Fiindcă mâncarea nu se oprește acolo. Da? Meridianul stomacului e lung. Are niveluri și niveluri și niveluri și niveluri de acceptare și aprofundare a acelor lucruri. Da? Fiindcă lucrurile ajung în mine, nu ajung fie sunt în afară, fie sunt în urmă. Nu. Sunt straturi. Da? Eu până înțeleg o idee, sunt niveluri și niveluri de a înțelege acea idee. Eu când accept o persoană în viața mea, sunt niveluri și niveluri de a accepta și a primi acea persoană în viața mea. Da? Deci s-ar putea ca eu să accept o idee la nivel mental, la nivel intelectual. Dar să nu ajungă mai în profunzime. Da? Deci există și această posibilitate. Să ajung până într-un punct, după care nu. Da? Tot de meridianul stomacului sau organul stomacului. Da? Și la nivel spiritual. La nivel spiritual este ce cale accept. Ce înseamnă că ce cale accept? Dacă meridianul stomacului își face treaba bine, și aici ne întoarcem către Chiongmai, ca să înțelegeți de unde am pornit, către stomac 42. Dacă meridianul stomacului își face treaba bine, stomacul, prin stomac 42, se aliniază la spină 4, adică la Chiongmai. Cu alte cuvinte, el, dacă vorbim despre a primi sau a nu primi, care e reperul? Care este factorul de decizie? Cum știu dacă primesc sau nu primesc? E ca un portar, ok, bun, îi lași pe ea, nu îi lași pe ea. Cum știu? Păi așa știu, că leg stomacul de Chiongmai. Adică, leg stomacul de ce este cu adevărat important și esențial pentru mine. Asta însemnând că dacă reușesc să le leg, voi permite în interiorul meu, la nivel fizic, mental, emoțional, spiritual, doar acele lucruri, acei oameni, acele informații care mă reprezintă. Și ce nu mă reprezintă, fie voi da afară, fie voi pune stop. Da? Asta se numește integritate. Asta se numește a fi în aliniere cu propria mea ființă, cu propria mea persoană, cu propria mea identitate. Mă știu, mă cunosc, sunt conectat la mine și știu ce mă reprezintă. Și atunci nu permit să intre în mine decât ce mă reprezintă. Ce nu mă reprezintă, stă afară. Okay? Asta este funcția lui stomac 42 pe Chiongmai. Ce se întâmplă în patologie? Păi vorbeam de oamenii aceia neconflictuali care se lasă călcați în picioare. Ei înghit tot. Poți să faci orice. Ei înghit, dă încolo. Nu contează că nu mă reprezintă. Dă încolo, înghit tot. Da? E o travă. Nicio problemă, dă încoace. Da. Fizică, mentală, emoțională, spirituală. Nu e o problemă. Înghit tot. Se îmbolnăvesc. Evident. Da? Dacă au sistemul digestiv mai slab, se vor îmbolnăvi probabil de stomac. Dacă au alte părți mai slabe, se vor îmbolnăvi probabil de o boală autoimună, fiindcă își încalcă legile propriului organism. Da? Încalcă legea lui Chiongmai, care spune nu permiți să intre decât ce te reprezintă. Dacă eu m-am deconectat, dacă Chiongmai nu funcționează bine, o să intre orice. Nu contează. Fica 3. Ultimul punct și după aia ducem mai departe. Fica 3 are legătură cu ideea de planificare, decizie. Am mai vorbit de el la... e ține de elementul lemn. De elementul lemn am mai vorbit la vezică 65. Imaginați-vă, da, cineva care este foarte entuziasmat, cineva care poate să fie, cum să spun, să înceapă să se dezvolte, să crească, să facă, să treacă, da, dar poate să se ducă în 15 miliarde de direcții. Poate să devină arhitect, poate să devină medic, poate să devină bucătar, poate să înceapă proiectul ăla, să înceapă proiectul ăla, da? 15 miliarde de direcții. Poți să crești în orice direcție vrei. Da? Dar întrebarea este, care e direcția care te reprezintă? În ce direcție vrei să crești? Fiindcă ce se întâmplă, da? Alt sindrom de Chiongmai, una dintre cauzele crizelor de 40 de ani, crizelor existențiale,
este că, știi, îți pui o scară pe care începi să urci, treaptă cu treaptă, de obicei în corporații se întâmplă asta, da? Trepte ierarhice, și dai și dai și dai și dai, și peste 20 de ani îți dai seama că ai ajuns în vârful scării și scara era pe un zid greșit. Adică, ți-ai sacrificat viața, ești top of the top, dar oricum nu mai contează că ți-ai alienat copiii, ți-ai alienat soțul, soția, tot, da? Ai sacrificat toate aspectele vieții tale pentru faptul că tu ai ales să te dezvolți într-o direcție, poate ai și ajuns acolo și îți dai seama că oricum nu contează. Și este absolut dezastros. Fiindcă ți-ai pierdut 20 de ani din viață ca să înțelegi o lecție simplă. Dacă o înțelegi. Și atunci, asta este o problemă. Okay. Iată ce face ficat 3. Legând ficatul de Chiang Mai, se asigură că direcția noastră de dezvoltare este aia care ne reprezintă. Astfel încât cele care nu ne reprezintă să fie stop, stai un pic, că n-am ce treabă cu povestea aia, da? Mie, de exemplu, îmi plăcea foarte mult să joc șah când eram în liceu. Aș fi avut, probabil, abilități să fac ceva, nu știu, performanță sau nu, nu știu. Dar îmi plăcea foarte mult, dar simțeam că nu este misiunea mea, nu asta este ce trebuie să fac. În cele mai frumoase momente din jocurile de șah, rămâneam cu un sentiment de gol, că nu aia e ce vreau eu. Nu aia este ce mă reprezintă. Eu am fost printre aia norocoși care și-au dat seama. Sunt alți oameni care, din contextul în care s-au născut, nu au un Chiang Mai atât de funcțional. Și atunci ce se întâmplă este că ajungi să trăiești o viață care nu te reprezintă. Este asta un factor de generare a conflictelor interioare? Da. Iată încă o cale prin care putem să-l adresăm. Da? Apropo de Chiang Mai. Bineînțeles că mai sunt nenumărate alte puncte pe Chiang Mai, dar v-am dat niște idei. Bun, următorul. Ren Mai. Ăsta o să vă placă la definiție. Ren Mai este un game changer. Ren Mai este cel mai yin meridian din organism. Este cel mai interiorizat. Este cel care are mai multă legătură cu propria persoană decât orice alt meridian. Și prin urmare, el gestionează iubirea de sine. Cât de relevantă credeți că este iubirea de sine în bolile autoimune? Este crucial. Fiindcă dacă te iubești pe tine destul de mult, nu-ți mai pasă. De ce zic ceilalți? Și-ți vezi frumos de drumul tău. Da? Nu mai ai niciun fel de conflict interior. Fiindcă conflictul interior este din ceva care la nivel arhetipal îți spune, băi, tu trebuie să faci aia, și altceva care din mecanisme psihologice, din mecanisme de condiționări și așa mai departe, îți spune, păi, dar cum să faci aia? Că tu n-ai... ești vinovat, ești neputincios, ești un netrebnic, da, ești un nimic, ești un căcat copil, da? Practic, nu meriți nimic. Da? Sunt plastic deoarece vreau să ating măcar un pic din ce simt pacienții cu adevărat. Sunt oameni care au o părere proastă, atât de subpământean de proastă, încât e... nici nu știu de unde să-i apuci. Da? Dacă nu merit, evident că nu o să-mi dau. Dacă nu-mi dau, înseamnă că nu manifest potențialul. Deci, conflict interior. Dacă simt că merit, dacă activăm acest meridian și asta înseamnă că încep să mă iubesc mai mult, încep să am o stimă mai bună de sine, aia schimbă tot. Fiindcă atunci nu mai îmi pasă de ceilalți, deci pot să devin conflictual. O să dezvoltăm un pic când o să vă spun despre spină și stomac, da? Și încep să mă manifest, fiindcă îmi place ce văd în mine. Da? Dacă mie nu place ce văd în mine, o să vreau să mă explorez, să văd care e potențialul meu? Nu. Nu o să vreau, fiindcă mi-e teamă că va fi urât. Că prin definiție ce ține de mine este urât și nefolositor și nevaloros. Și în al doilea rând, și dacă aș descoperi ceva despre mine, oricum nu contează, că nu merit. Da? Deci și dacă aș putea să fac ceva frumos, oricum nu merită. Dacă nu mă iubesc destul. De aceea, acest meridian este extraordinar de important. Este probabil, dacă ar trebui să aleg unul singur, ăsta ar fi. Problema este că e prea direct.
este atât de puternic, este atât de răscolitor, adresează problema atât de profund, încât nu poate fi făcut în prima. Fiindcă ar exploda omul, da? Fiindcă în momentul în care începi să faci un tratament atât de profund, ies la suprafață atât de multe emoții reprimate, încât trebuie să le poți face față. În orice tratament, și vom vorbi despre rezultate și despre evoluție și așa mai departe un pic mai încolo, dar în orice tratament trebuie să existe o pregătire. Sunt unii oameni care până să ajungă la RENMAI, mă rog, un anumit mod de a folosi RENMAI, nu orice fel de mod, și el are mai multe straturi, înainte de a ajunge acolo, e posibil să dureze ani. Fiindcă depinde de stadiul în care este omul, depinde de ritmul în care evoluează omul. S-ar putea să nu pot să merg mai repede de atât. S-ar putea ca omul să nu fie pregătit. O să vorbim despre partea de răscolit. Niște puncte interesante. Da, foarte interesante. Plămân 7. Plămân 7 este cel care deschide meridianul. Este foarte interesantă simbolistica. Și vă rog să fiți atenți. Fiindcă este foarte frumos ce mesaje derivăm din această simbolistică. Da? Vă ziceam că RENMAI are legătură cu iubirea de sine. Este deschis de plămâni. Plămânii au legătură cu conexiunea cu divinitatea. Da? Cu cerul. În momentul în care activăm plămân 7, și asta o facem de obicei cu moxa, da? Ceva care încălzește. Fiindcă ce încălzește dă la nivel emoțional căldura emoțională pe care nu o avem. Activează cu căldură căldura care n-a fost activată. E ca un switch, da? Pe care îl dau să-l activez. De fapt, ce activez ca să-mi activez iubirea de sine nu este ceva de la mine. Eu nu pot să mă validez eu pe mine. Da, eu nu pot să îmi țin singur mâinile și să mă cațăr eu pe propriile mâini. Nu funcționează. Da? Eu ca să pot să mă iubesc am nevoie de validare de la cineva din afară. În realitatea omenească, este mama. Dacă mama e caldă cu mine și disponibilă, atunci primesc validare de la ea. Da, merit să trăiești. Te doresc ca copil. Bun, asta înseamnă că mă iubești. Asta înseamnă că am primit dreptul de a trăi. Dacă mama nu e prezentă, înseamnă că nu am primit dreptul de a trăi. Sau poate ea era prezentă, dar poate era, nu știu, ocupată să facă bani ca să-mi aducă ceva de mâncare. Sau Dumnezeu știe ce. Poate era bolnavă, poate era orice. Nu contează, copiii nu disting aceste lucruri. Eu nu am discernământul. Ei doar observă că mama e sau nu e prezentă. Și s-ar putea nici să nu conteze că este fizic prezentă. Da? Ating aici un mic subiect foarte important. Dacă părinții stau împreună doar pentru copii și relația lor este dezastroasă, nu vă amăgiți cu faptul că ei nu știu, copiii nu simt. Simt tot. Da? E extrem de important acest aspect. Decât să stați în relații dezastroase, mai bine ieșiți, vedeți-vă de viața voastră, fiindcă copilul simte tot. Nu contează să fiți prezenți fizic, contează să fiți prezent și fizic și emoțional. Dacă sunteți plini de conflict și gândul vostru este la ce a făcut soțul sau ce a făcut soția, contează prea puțin că sunteți acolo. Ba mai mult va face și rău, fiindcă de unde copilul nu primește, mai mult se va transforma în salvatorul părintelui. De unde el n-are, va mai și da. Și așa apare o cu totul altă problemă. Da? Deci, nu. Așa nu. Bun. Revenind. Ca să mă iubesc, am nevoie de validare de undeva, să mă iubească cineva. Plămân 7, cu moxa, ce face este că aduce validare de la divinitate. Eu simt că divinitatea îmi validează existența. Păi cine altcineva ar putea să facă ce mama n-a făcut? Divinitatea. Nu-i frumos? Ceea ce înseamnă că nu depindem de imperfecțiunile oamenilor. Rolul e perfect. Actorul e om. Cum interpretează fiecare om rolul de mamă, de tată, circumstanțele în care se joacă piesa? Da? Poate plouă pe scenă, poate Dumnezeu știe, a căzut sistemul de sunet. Cum se interpretează? Ține de circumstanțe. Cum a fost scrisă piesa, e cu totul altceva. Dar întotdeauna se poate recalibra. Fiindcă cine este autorul piesei? Dumnezeu, Divinitatea, Universul, spuneți-i cum vreți. Dacă actorul a jucat prost, mă recalibrez de la sursă.
Și atunci îmi dau seama că am un loc în acest univers. Și că merit să fiu iubit. Că nimeni și nimic nu este în afara universului și nimeni și nimic nu este în afara locului unde ar trebui să fie. Și dacă simt asta, acum cognitiv poate vă transmit, minunat, nu o să plecați de aici vindecați. Dar măcar cognitiv să înțelegeți niște lucruri. Ce face plămân 7 este că el vorbește la nivel de corp. Vindecarea vorbește la nivel de corp. Da? Este un mesaj transmis la nivel de corp. Degeaba îi spui un om, iubește-te. Sau cum mai sunt unii medici care fac niște afirmații de-astea foarte tipice pentru sistemul medical de la noi, care este atât de mecanicizat și robotizat, încât spune, a, vă stresați prea mult. Păi nu vă mai stresați. A, ce bine, mulțumesc, domnul doctor. Acum o să merg și nu o să mă mai stresez, mă bucur că mi-ați spus. Doamne, m-am stresat deja la până. Bine că mi-ați spus să nu mă stresez. Da? Nu poți să spui unui om, iubește-te, și o să zică, a, da? A! Nu funcționează, da? Dar dacă îi transmiți la nivel corporal acel mesaj, aia este cu totul altceva. Fiindcă subconștientul nostru are sediul în corpul fizic. De aceea și somatizările, tot în corpul fizic, dacă acolo e. Și atunci, dacă noi reușim să transmitem mesajul la nivel de corp fizic, este extrem de puternic. Vine la un cu totul altceva. De fapt, ce facem noi în ședințele de acupunctură este că transmitem la toate nivelurile la care putem. Transmitem verbal la nivel cognitiv, cum fac eu acum cu dumneavoastră. Încercăm să transmitem emoțional, creând o conexiune cu pacientul. Și după aceea transmitem corporal prin interacțiunea cu acupunctura. Da? Acele de acupunctură interacționând cu corpul pacientului transmit mesajul la acel nivel. Aia e medicină puternică. Bun. Să vă dau niște exemple despre puncte. Da? Plămân 7 v-am spus că deschide întregul canal. Dar după aceea, de fapt, canalul merge pe linia mediană anterioară a corpului. Da? Pornește din zona perineului și după aia merge așa până aici. Okay? Dacă vă imaginați doi oameni care se țin îmbrățișați, da? Piept la piept, e ca și când am avea un om aici și un alt om aici. Și Ren ar fi aici. Ei văzuți de sus, da? Secțiune transversală. Văzut de sus. Ren ar fi aici sau aici. Și este Ren Pes. Arhetipal, de fapt, ar fi așa. Da. Sau și mai arhetipal. At. Fiindcă, de fapt, este celula nedivizată. Care se divizează. De acolo, mama cu copilul. Mama se divizează, se face doi. Contactul cu mama este acea zonă care ține de arhetipul lui Renmai. Conexiunea între mamă și copil este conexiunea guvernată de acest meridian. În momentul în care doi oameni, doi parteneri, el și ea, se iubesc, se strâng în brațe, da? Își comunică iubire, refac exact aceeași poveste. Da? Dinamica, arhetipul acesta se reflectă și la nivelul acesta. Adică Ren Mai, este și arhetipul legăturii între doi parteneri intimi. El se mai numește meridianul vase sex. Deci are legătură cu a guverna sexualitatea. Se mai numește meridian de concepție. Dar cu cine concep? Cu un partener, logic, da? Adică un partener sau o parteneră. Deci, abilitatea de a crea acea uniune este reglementată de acest meridian. Bun. Și ca orice alt meridian, are o... ce? Călătorie inițiatică. Primul punct, Ren 1. În perineu. Hui Yin, pentru amatori. Hui Yin, Ren 1. Este cel care reglează dreptul la viață. Mai țineți minte Rinichi 1, care era împământat, era în talpă, da? Regla legătura noastră cu această dimensiune. E, ceva de genul ăsta este Ren 1. Da, știu, este într-o zonă intimă, dar el este cel mai jos. El este cel care are legătură cu chakra 1, dacă vreți să o luăm pe chakra, cu are legătură cu supraviețuirea.
are legătură cu faptul că eu am dreptul să fiu aici. Cine îmi dă dreptul? Divinitatea. Ok? Deci, dacă cumva trauma a apărut în momentul în care copilul a venit pe lume și părinții nu-l doreau, chiar dacă după aia au acceptat, hai că-l ținem. Da? Nu considerați cumva că copilul n-a simțit sau că acea traumă nu s-a înregistrat? S-a înregistrat? Unde s-a înregistrat? Renul nu. Nu sunt void, deci nu am dreptul să exist. O să încep să merg un pic mai repede, că văd că deja ne apropiem de final. Ren 5. Un punct care este undeva pe abdomenul inferior, da? Este în legătură cu identitatea noastră sexuală. Cine sunt eu? În momentul în care un copil se naște, prima întrebare, ce e? Băiat sau fetiță, da? Asta este primul nostru element de identitate. Deci, observați că merge ascendent, de la Ren 1, crește, da, se duce, până la Ren 8, care înseamnă nașterea. La Ren 8 este exact buricul. Legătura cu mama. Buricul se află pe Ren. Deci e destul de evident că Ren guvernează legătura cu mama. Da? Bun. Ren 8 ce guvernează? Legătura cu mama. Deci, dacă legătura mea cu mama nu a fost ok, pot să tratez buricul? Da. Pot să-l încălzesc ca să dau căldură copilului care n-a primit. Vă rog, nu încercați aceste lucruri acasă. Vorbesc foarte serios. Sunt puncte foarte puternice care pot să dea efecte pe care să nu le înțelegeți și să nu le stăpâniți. Vă rog, nu încercați aceste lucruri acasă. Bun. Mai departe. Rapid și pe scurt, ca să nu întârziem prea mult. Spina și stomac. Echilibrul, stabilitatea, hrana emoțională. Imaginați-vă spina și stomacul ca așa un fel de zi de august. După amiază de august, în care lucrurile sunt nici prea cald, nici prea frig. Nu se mișcă nimic. Este așa, este o atmosferă perfect stabilă. Este... Nu ne e foame, nu avem nevoie de absolut nimic. Toate nevoile noastre sunt satisfăcute. Doar stăm și lucrurile sunt perfect. Stabilitatea de plin. Ăla este elementul pământ. Da? Elementul pământ, apropo, cele 5 elemente le puteți vedea aici, da? În ideograme chinezești. Da? Lemn, foc, pământ, metal, apă. Astea sunt cele 5 elemente. Da? Pământul e al treilea, ăla din mijloc. Nu întâmplător e mijloc, e elementă stabilitatea. Da? Lemn, foc, pământ, metal, apă. Bun, deci... Pământul, ca fiind elementul stabilității, ce face? Ne dă stabilitate. De asemenea, ne dă hrană. Care este primul element din viața noastră care ne dă hrană? Mama. Păi bun, stai un pic, că până acum am vorbit de Ren, și acum vorbim și de spină și stomac, toate sunt în legătură cu mama, totul se învârte în legătură cu mama. Da și nu, nu prea. Ren este unul din acele canale extraordinare. Spina și stomacul sunt meridiane principale. Da? Sau organe principale. Da? Toate sunt la un nivel sau altul, adică și spina și stomacul și ren, toate sunt în legătură cu mama. Dacă vreau să ajung foarte profund, mă duc către ren. Dar până să ajung atât de profund, m-a spus că trebuie să fac niște pași pregătitori. Da? Și până acolo, trebuie să ajung prin spina și stomac. Asta înseamnă că ei, de exemplu, îmi asigură stabilitatea de zi cu zi. Ce înseamnă stabilitate? Stabilitatea în sensul în care nu mă îngrijorez. Adică, există un neprevăzut. Asta este o chestie profund umană. Există un neprevăzut în viața oricărui om și de obicei oamenii sunt ok cu asta. Nu se îngrijorează decât în momentul în care ar avea un motiv. Dar dacă elementul acesta, pământ, spina și stomacul, nu-și fac treaba bine, încep să se îngrijorez, fiindcă e ca și când îmi trage cineva pământul de sub picioare, preșul de sub picioare. Încep să nu mai știu exact dacă o să fie bine. Păi dar pot eu să știu ce-mi rezervă ziua de mâine? Sau ziua de azi? Sau, Doamne ferește, dacă, uite, geamul deschis sau gazele aprinse sau, dacă aia și dacă aia, este sindromul de dacă. Și aia înseamnă instabilitate. De asemenea, este în legătură cu hrana emoțională. Adică să pot să deriv hrana emoțională din ce fac, din experiențele pe care le am. Dacă nu pot să fac asta,
se termină ziua și rămân cu un gol în stomac. Și dacă rămân cu un gol, mă rog, un gol undeva, da? Un gol emoțional, indiferent ce fac, acel ceva undeva rămâne un gol. Și atunci s-ar putea, la sfârșit, să sfârșesc ziua prin o vizită la frigider. Și continui. Și uite așa, cresc. În ochii mei, în oglindă. Da? Fiindcă încerc să astup fizic un gol care nu poate fi astupat fizic. Da. Da? Bun, ce mai face spina și stomacul? Ziceam că are legătură cu ideea de stabilitate. De stabilitate am mare nevoie dacă este să intru în conflict cu cineva. Fiindcă dacă vreau să schimb ceva, am nevoie să schimb status quo. Asta înseamnă, prin definiție, instabilitate. Deci toleranța mea la instabilitate trebuie să fie foarte bună. Dacă eu nu am o spină și un stomac solide, voi fugi de orice schimbare a status quo-ului. Păi bun, dar ce facem cu oamenii aceia care, ce fac? Ei nu răspund nevoilor noastre. Da? Ei nu răspund cu reciprocitate. Ei încearcă să abuzeze de noi. Noi trebuie să putem să punem niște limite. Noi trebuie să putem să spunem, stai un pic că eu nu accept acest lucru. Da? Ce faci nu-mi place și nu accept acest lucru. Până aici. Da? Dincolo de această linie nu te las să treci. Asta înseamnă că mă opun. Păi bine, dacă mă opun, trebuie să fiu foarte bine pe picioarele mele. Da? Trebuie să am pământul în care să mă sprijin. Fiindcă dacă împing, trebuie să am rădăcini. Da? Că altfel n-am în ce să împing. Dacă eu sunt într-o mlaștină, o să fiu atent să nu cad și singur. Ce să nu mai iau la trântă cu tine. Și atunci, dacă eu nu am un pământ stabil, o să fiu un om complet neconflictual. Cum zici tu? Nu m-a să fie bine. Lasă-mă în pace. Nu mă vezi, nu mă auzi, nu sunt aici. Cum vrei tu? Nu m-a să fie armonie. Mă sacrific? Da. Îmi creez conflicte interioare? Da. Da? Deci de-aia spina și stomacul sunt importante în bolile autoimune, fiindcă ca să pot să-mi rezolv niște conflicte, trebuie să-mi asum niște nevoi pe care să mi le cer. Da? Eu am nevoie de aia. Da? Eu am nevoie să mă respecti. Eu nu voi tolera comportamentul ăla. Am nevoie de stabilitate să fac asta? Bineînțeles că am. Da? Dacă nu fac asta, conflictul meu va rămâne în mine. Și o să-ți zic ție... Da? Adică nu o să zic nimic. Da? O să zic în mintea mea ce aș vrea să-ți zic, dar din cauza că nu ajunge la tine, furia mea, frustrarea mea, nemulțumirea mea va rămâne în mine. Ghici pe cine macină. Da? Pe mine. Deci, bolea autoimune. Bun. Și actorul principal, steaua noastră, ficatul și colecistul, care sunt responsabili de următoarele emoții. Furie, frustrare, supărare, conflict, schimbare. Bineînțeles că puteam să fac o prezentare de 5 minute de boli autoimune și să vă spun ficatul, furie, frustrare, supărare, interiorizate, internalizate, nu funcționează, tratați ficatul. Pa! Nu funcționează așa. De ce? Din cauza că până la ficat sunt toate celelalte. Da, el este cel mai evident. El este cel mai in your face. Bineînțeles că poți să începi cu ficatul. Da? Dar cât de departe vei ajunge? Da? Fiindcă dacă tu nu știi care e calea ta, normal că o să te frustrezi până la loc comanda, nu? Degeaba îți fac eu un tratament pe ficat să te liniștești. Ca povestea aia cu, știți, bancul ăla cu se duce unul la medic, care diaree și primește diazepam. Și zice, stai un pic, cum adică diazepam, domnul doctor? Adică totuși. Da, bine, ia acolo, vii peste o săptămână și spui cum e. Se întoarce peste o săptămână și întreabă medicul, cum e, e bine? Da. Mă cac la fel, dar nu mai e. Deci la fel e și cu ficatul, da? Nu putem să facem un tratament care să fie doar pe ficat. Fiindcă asta înseamnă să fim mult mai relaxați față de faptul că ne lăsăm călcați în picioare. Da? Și aici ating un alt subiect. Da? În momentul în care cineva spune, ok, 10 ședințe, tratăm boli autoimune, ce va face? Tratament pe ficat. Da? Este un anxiolitic, este un relaxant, este un diazepam. Este un diazepam când ai dita mai accesul. Accesul acela trebuie incizat, da o să fie urât, da o să fie dureros, da o să iasă mizerie și puroi,
Dar dacă îi pui doar anestezic, nu o să te vindești. Ba din contră, el se va agrava și nu vei vedea. Deci există tratamente și abordări greșite la acupunctură? Da. Există tratamente și abordări greșite, fiindcă calea ușoară, scurtătura, nu funcționează în orice domeniu din viață. Dacă un lucru merită făcut, merită făcut bine. Da? De-aia am lăsat ficatul la final, ca să înțelegeți substratul și să înțelegeți că da, poți să tratezi ficatul. Și culmea este că la început, când veniți la tratament, vom trata ficatul. De ce? Fiindcă avem nevoie să construim întâi o bază de stabilitate, o bază de relaxare, o bază de detensionare pe care să o folosim pentru a scoate puroiul adevărat, care vă va da cu capul de toți pereții. Da? Deci asta este cu povestea cu ficatul. Ce e nevoie ca să rezolvăm problema cu ficatul? În primul rând, furia, frustrarea, supărarea, ele trebuie transformate în acțiune care să fie cu sens. Da? Ne înfuriem nu din cauza că este defect ceva. Nici o emoție nu este nenaturală. Fiecare are la bază o intenție foarte bună, o intenție foarte pozitivă. Această emoție, să zicem furia, da? Este o mobilizare extraordinară a energiei pentru a putea să faci o schimbare. Dacă rămâi doar cu furia, e ca și când ai detona o bombă în tine și nu se va întâmpla nimic. Da? Dacă acea energie o transform în acțiune, atunci într-adevăr se întâmplă ceva. Deci ideea cu ficatul și cu colecistul este să-ți faci planurile și să iei deciziile necesare încât să-ți aliniezi viața, încât să repari nedreptatea care a fost făcută. Da? Deci el este cel, e marele mobilizator. Hai să facem ceva. Da? Bun. Și după aia, foarte pe scurt, încă două meridiane, Yang Weimai și Yin Weimai, și ajungem la partea de întrebări. Astea sunt canale extraordinare. Yang Weimai, din nou, nu vă legați de nume, n-are sens. Yang Weimai are legătură cu exteriorizarea. Vă ziceam la cauze ale bolilor, despre partea aceea cu oamenii care sunt închiși în ei, care sunt interiorizați, care sunt implodați. Da? Yang Weimai gestionează exteriorul. Și atunci un tratament pe Yang Weimai ajută să se exteriorizeze astfel de lucruri. Astfel de lucruri înseamnă ce? Orice e în interior, nu contează. Da? Ideea este să poți să exprimi. Că e bucurie, că e frustrare, că e tristețe, că e orice. Da? Și doar să devii mai comunicativ. Ajută la așa ceva. Yin Weimai are legătură cu interiorul, da? Yang se duce către exterior, Yin se duce către interior. Yin Weimai are legătură cu managementul interiorului. Are legătură cu a putea să fiu cu adevărat în interiorul meu, în aici și acum. Nu într-un trecut, cândva, agățat undeva. Nici într-un viitor, că sunt oameni care trăiesc așa, într-o semidimensionalitate nespecifică, abstractă. Nu sunt aici deloc. Sunt undeva, ba în trecut, ba în viitor, ba într-un viitor posibil, într-un potențial. Dar aici acum nu sunt. Și atunci, Yin Weimai, îi ia de ciuf, îi aduce aici. Na, trăiește-ți viața aici. Da? De ce zic că îi ia de ciuf? De foarte multe ori, faptul că ei nu sunt aici este un mecanism de protecție. Ei nu sunt aici deoarece, dacă ar fi aici, ar trebui să dea nas în nas cu monștrii lor. Și atunci ei nu vor, fiindcă doar. De aceea, un astfel de tratament poate să fie răscolitor. Poate să aibă și valența că te centrează, dar poate să te pună și față în față cu monștrii tăi. Deci, iar, aici va fi la latitudinea terapeutului dacă consideră că ești pregătit. Sau, mă rog, dacă ai problema aceea, poate nu ai nevoie de așa ceva. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă, în cununarea evoluției noastre, țipla de pe produsul final și cel care îl pune cu adevărat în valoare, sau, ca să folosesc o metaforă care cred că este cea mai plastică. Dacă până acum am construit racheta, acel ceva care face ca racheta să decoleze este Dumai. Este Dupmai. Este un canal extraordinar care este cam ultimul care poate fi activat, fiindcă el, ca să poată fi activat, apropo de racheta care trebuie să decoleze, nu poți să decolezi cu racheta înainte de a o construi complet. Da? Dumai este faza finală de evoluție umană. Faza în care efectiv îți iei jucăriile și pleci. Unde pleci? Pleci în viață să-ți manifesti potențialul. Este
coloana ta vertebrală. El chiar e pe coloană, da? Adică am vorbit de ren, care e pe linia mediană anterioară. Du este pe linia mediană posterioară, chiar pe coloană, mergând așa. Da, deci, inclusiv așa. Înseamnă să ai coloană vertebrală. Înseamnă să fii de sine stătător. Înseamnă validare. Dacă ren avea mai mult legătură cu ideea de supraviețuire, în sensul în care am nevoie de validarea mamei ca să știu că am o valoare și că am voie să trăiesc, da? Dumai duce la un cu totul alt nivel. Păi nu doar că am voie să trăiesc, dar am chiar și o misiune. A, păi ia să îmi fac eu bagajerul și să-mi văd de viața mea. Să-mi manifest acea misiune. Da? Asta este încununarea. Și este cel mai young meridian din corp. Bun. Și ajungem la ultima parte din discurs. Rezultate ale tratamentelor. La ce ne putem aștepta când un pacient merge prin tot acest proces? Se face totul foarte treptat. Adică se fac ședințe o dată pe săptămână. Se face o fază inițială de echilibrare, de liniștire, de relaxare, ca să avem cu cine să lucrăm. Da? Adică e pe principiul că dacă vrei să construiești un zgârie în ochi, cu cât e mai înalt zgârie în ori, cu atât e mai adâncă fundația. Da? Cu cât este mai gravă boala autoimună, cu atât mai încet vei merge ca ritm de tratament și cu atât mai multă pregătire va fi în prima fază. Fiindcă dacă nu faci parte de pregătire, pacientul are o fragilitate pe care poți să o scoți la suprafață cu tratamente prea puternice și să-l răscolești prea tare. Și atunci se ia o abordare treptată. Evident, ajustată în funcție de pacient. Diversi pacienți evoluează foarte diferit. Unii oameni duc mult și sunt foarte puși pe treabă și hai să facem, că deja am pierdut jumătate de viață și eu îmi vreau viața înapoi. Și oamenii ăștia sunt, din punctul meu de vedere, cei mai câștigați pacienți, fiindcă ei sunt deja pe acea viteză. Da? Apropo, o mică paranteză. E o zicală care zice așa. Terapeutul ține volanul, pacientul apasă pe pedala de accelerație. Deci dacă cumva credeți că nu evoluați destul de repede, acum e problema. Cine nu apasă pe accelerație? Pacientul. Da? Dumneavoastră. Vreți mai repede? Se poate. Da? Terapeutul este acolo ca să se asigure că evoluția este în sensul pozitiv. Că are sens direcția în care apăsați pe accelerație. Dar viteza este foarte individualizată și este reglată, aleasă de fiecare pacient în parte. Da? Deci este rolul terapeutului să se adapteze la ritmul pacientului. Sunt unii pacienți foarte fragili, care vor să nu se scuture nimic, să nu se zgândere nimic. Da, ok, dar nici nu ajungem nicăieri. Da? Că stabilitatea de plină înseamnă că nu se schimbă nimic. Da? Știți povestea aia cu să se revizuiască primul, dar să nu se schimbe și nimic. Da? Cu astfel de pacienți nu putem lucra. Fiindcă, iar acolo chiar e un conflict interior, dincolo de care niciun fel de terapeut nu poate trece. În sensul în care, cel puțin la acest nivel, trebuie să nu existe un conflict interior. Trebuie să știi că vrei să te vindeci. Nu poți să vrei, dar să nu vrei. Dacă vrei sau da și nu vrei, nu se prea poate. Da? Adică, la nivel de liber arbitru, ca pacient, trebuie să îți fi luat decizia. Revin la ce vă ziceam apropo de responsabilitate. Da? Avem nevoie ca dumneavoastră, ca pacienți, să vă responsabilizați și să spuneți, domnule, atât. Am decis că de acum mă vindec. Și deja procesul de vindecare a început. Restul sunt doar etape pe drum. Dacă nu s-a luat această decizie, n-ai plecat de acasă, indiferent câte ședințe de terapie ai făcut. Da? Ce se întâmplă pe drum? Crimă și pedeapsă. Da? Ies tot felul de chestii la suprafață, în mod controlat. Da? Tot felul de traume, în mod controlat. Toate emoțiile care sunt acolo și macină, ies la suprafață. Este un fel de, cum ziceam, călătorie inițiatică cu ghidul alături, în iad și înapoi. Nu? Că despre asta este vorba. Orice călătorie inițiatică este cu un jos și după aia cu un sus. Nu ai cum să ajungi sus fără să fi fost jos. Refuzi să te duci jos, nu te vindeci. Deci trebuie să-ți înfrunzi demonii, ca la orice călătorie inițiatică trebuie să te duci în deșert, dar nu te duci singur. Asta e rolul terapeutului, să fii acolo lângă tine. Te duci acolo, îți înfrunzi demonii, ieși la suprafață, ai niște beneficii. Ce faci după aia? Repeți, da? Și tot repeți, și tot repeți.
Cum se mănâncă un munte de sare? Cu lingurița. Încă o linguriță, încă o linguriță, încă o linguriță. Da? Încet, încet. Cât durează procesul? Depinde de pacient. Cum ziceam, pedala de accelerație la pacient. Da? Dar, aproximativ, între 1 și 3 ani. Vă așteptați la mai puțin? Da. Se poate în 10 ședințe, se poate în 2 ședințe. Sigur. Bagheta magică. Fica. Se poate. Știți cât o să țină? 2 ședințe. 2 săptămâni. Păi acum și cu dânsa întâlnit, dar și cu sufletul în rai nu se poate, da? Adică totuși. Da? Nu putem să credem că ceva care ne-a definit ca identitate, ca atitudine, de 20, 30, 40, 50 de ani încoace, se rezolvă în 2 ședințe sau în 10 ședințe. Este absurd. Da? Lemnul de esență tare crește încet. Dacă nu înțelegeți acest lucru, sunteți victimele sigure ale tuturor celor care abia așteaptă să vă ia banii cu reclame de genul peste noapte, hai, vino, fă, dăm, trege, da, se întâmplă, extraordinar. Nu. Orice lucru de valoare în lumea asta ia timp, ia efort, ia energie. Există acea zicală în engleză care zice there is no such thing as a free lunch. Se muncește. Totul se muncește. Și asta este cea mai sfântă muncă pe care o puteți face, fiindcă lucrați cu misiunea voastră. Bun. Eu atâta am avut să văd. Întrebări. A, da. Mai mult decât scuze, avem și niște întrebări de pe Facebook. Și vreau să vă aduc aminte, să-mi aduc aminte, că altfel uit eu. Aveți niște vouchere aici. Deci înainte să plecați, să nu uitați să luați un voucher. Mulțumesc pentru... Luați un voucher. Tocmai ce ziceam. Da? N-a fost atunci. Deci, aceste vouchere, ce vă permit, da? Pentru efortul de a fi venit aici, aveți cadou, din partea noastră, o ședință de consultație gratuită. Da? Ea, în mod normal, costă 200 de lei. Aveți o ședință de consultație gratuită, astfel încât să beneficiați de un diagnostic amănunțit. Ce faceți după aia, dacă vreți să faceți terapie sau nu? Ține de dumneavoastră, nu e o problemă, dar cel puțin prima o aveți din partea noastră. Ok? Mulțumesc! Stai un pic, că mai avem întrebări și răspunsuri. N-am terminat. Da. N-ați înțeles întrebările sau terminat? Mai stă cine mai are întrebări, da? Asta e partea de întrebări și răspunsuri. Cine n-are întrebări, vă mulțumim că ați participat. Am întrebări și răspunsuri pentru cine am mai... Da, spune. Am o întrebare. Asta de aici? Nu, alta.
Am un conflict interior. Da. Vreau să mi-l rezolv. Da. Ce abordare trebuie să am față de o persoană care profită de mine? Păi problema nu e la acea persoană. Problema este la cum, da. cum îi permit eu, ei, să profite de mine. Da. Agresorul nu există fără victimă. Deci eu trebuie să înțeleg în ce fel mă pun eu la dispoziția agresorului. Fiindcă este un gen de tranzacție. Eu nu sunt victimă fără agresor. Eu, ca să fiu o victimă, și eu am un câștig de pe urma asta. Da? Mai ascuns, dar îl am. Agresorul, de asemenea, nu poate să existe fără mine. Agresorul nu poate să agreseze pe oricine. Fiindcă nu oricine îi permite. Deci ideea este cum îi permit eu acelui agresor să profite de mine. Asta este întrebarea. Asta este ce va fi adresat în terapie. Da. Bun. Înțeleg că mai avem niște întrebări de pe Facebook? Da. Așa. Zic cu voce tare. Știu, revenim, mai ajungem. Da, da. Bărbat care suferă de insomnie severă de 30 de ani, da, este pe medicație, totuși nu are efect. Acupunctura ajută? Da. Este foarte bună în insomnie și destul de rapidă. Eu consider insomnia o urgență medicală. Fiindcă are efecte devastatoare dacă se ține pe termen mediu. Altă întrebare. Dezechilibrul interior este o cauză a declanșării bolii. Care este factorul genetic? Păi, factorul e foarte complexă povestea. Da, în acupunctură se recunoaște partea genetică. Putem să venim cu probleme moștenite, dar nu știu cum să scurtez povestea asta. 97% din tot ce înseamnă genetic este transmis funcțional. Este acea parte de epigenetică. Deci asta înseamnă că e mult mai mult genetic decât credem noi. Da? E doar cu rădăcini foarte profunde. Deci din punct de vedere efectiv cum se traduce povestea genetică, dacă este o problemă funcțională, este că e o dinamică foarte, foarte, foarte veche. Deci la ce ne putem aștepta este să meargă mult mai lent. Asta nu înseamnă că nu se poate rezolva, da? Dacă e funcțional, dacă e structurală, dacă am o malformație, nu se poate rezolva. Da? Dar dacă am un dezechilibru, că eu știu, am o dinamică emoțională, psihologică, pe care a avut-o și mama, și bunica, și străbunica, și mai departe, da, aia este ceva care, zicem, e o patologie deja transgenerațională. Se poate rezolva, dar e mai grea, e mai dificilă, cere mai mult timp. Așa. Întreabă, doamnă, acupunctura Zendao, care se realizează cu ace foarte mari și foarte groase. Tehnica este asemănătoare împunsăturii mașinii de cusut. Împunsături multe și rapide în articulații. E o tehnică ce mărește inflamația în articulații. Este recomandată această tehnică? Nu o practic, nu știu, nu vreau să mă pronunț. Da, orice ac înfipt undeva va pune energia în mișcare. Nu vreau să spun că e mai bine sau e mai rău. Eu personal nu practic această tehnică. Ajută exercițiile yoga pentru menținerea mobilității articulațiilor afectate de poliartrită? Meditația poate readuce echilibru și înlătura dezechilibru care a declanșat boala? Da și nu. Meditația, da, este bună pentru articulații atâta vreme cât nu are meditația, yoga, da? Asane și așa mai departe. Sunt foarte bune pentru articulații, pentru flexibilitate, pun energia în mișcare. Dacă yoga este făcută, yoga aceasta de asane, că sunt mai multe tipuri de yoga, dacă este făcută sub îndrumarea unui instructor care chiar știe, acel poate să identifice niște dezechilibre pe diverse meridiane și să recomande niște asane specifice. Sunt rari acești instructori. Dar da, se poate face așa ceva. Problema este că dacă faci, să zicem, pentru niște probleme mai profunde, s-ar putea să nu ajungi la cauză. Da? Iar meditația, tot așa, bun. Dacă problema e cu adevărat profundă, este posibil să fie atât de profundă încât tu, dinăuntru tău, să nu-ți dai seama de ea. Și atunci ai nevoie de un cineva din afară. Fiindcă unul din mecanismele de apărare este că cu cât e rana mai profundă, cu atât mă deconectez mai mult de ea. Și dacă m-am deconectat de ea, evident că nu mai pot să mă raportez la ea ca să o vindec. Și atunci aici e o limitare. Deci, da, meditația e foarte bună, dar are niște limitări foarte clare. Altă întrebare. Stresul este și el o posibilă cauză pentru conflicte interioare, anxietate? Nu. Cel puțin stresul, așa cum îl înțelegem noi, stresul cotidian, nu. Bolile autoimune au o inerție absolut uriașă. Nu am văzut pe nimeni să facă boli autoimune de la faptul că este stresat la serviciu. Am văzut însă pe cineva făcând boli autoimune, fiind stresat la serviciu și neputând să se exprime, neputând să-i facă pașii necesari ca să rezolve acele lucruri, ne fiind în stare să-și susțină punctul de vedere, să traseze linii,
să traseze granițe, să. Da? Simplu stres că am un proiect de predat, nu. Astea sunt chestii care s-ar putea la nivel conștient să ne streseze, da? Ca să folosesc acest cuvânt care nu-mi place, dar la nivel subconștient n-au inerție. Și ultima întrebare, sindromul colonului iritabil are legătură tot cu bolile autoimune? Sindromul colonului iritabil are legătură cu foarte multe lucruri. Este foarte greu de spus ceva despre sindromul colonului iritabil, fiindcă este un sac în care se bagă orice. Adică, din punct de vedere al atitudinii medicale, este un diagnostic de excludere. Este aia? Nu. Este aia? Nu. Este aia? Nu. Ok, deci atunci îi spunem colon iritabil. De foarte multe ori nici nu are legătură neapărat cu colonul. Am văzut nenumărați pacienți care au venit la mine cu acest diagnostic și nu aveau niciun fel de simptom de colon, de niciun fel. Da? Deci este, așa se numește acum, în alte vremuri se numea, eu știu, sindrom dispeptic, chiar dacă la teoretic trebuia să aibă legătură cu stomacul, de-aia puteai să ai sindrom dispeptic chiar dacă nu ai niciun simptom de stomac. E un fel de sac în care medicii bagă aceste chestii funcționale, care le spun ceva de genul, ok, nu e niciun fel de amenințare pentru viața ta, n-ai nicio boală foarte serioasă, ai aceste chestii, neplăceri, du-te acasă, șterge-te cu acest diagnostic la fund, aia e. Da? Deci nu avem ce să-ți facem, ia ceva asimptomatic, nu ai nimic grav. Da? Deci se poate rezolva cu acupunctură, da, dar din cauza că nu este un diagnostic specific, este o umbrelă care acoperă foarte multe alte lucruri, nu pot să-l bag în categoria bolilor autoimune. Pot fi și boli autoimune în povestea asta? Da, pot fi. Deși mai puțin probabil, de obicei e altceva. Da? De cele mai multe ori este cu totul și cu totul altceva. Da. În acupunctură noi nu tratăm boala și în niciun caz nu tratăm diagnosticul de medicină alopată. Tratăm pacientul pe baza diagnosticului pe care îl facem noi ca acupunctori cu metode specifice acupunctură. Nu mai suntem, nu? Okay. Da. Zi. Zi mai tare. Da. Păi da, cum să nu existe? Bineînțeles că există. Cum pot eu să creez ceva când toată energia eu o folosesc să-mi dau singur în cap? Nu? Este foarte multă energie acolo, da? Dar eu nu pot să creez, da? Deci asta este și problema. Energia aceea creativă, care prin creativitate înseamnă să fac ceva, să înving o inerție, în loc să o duc către exterior, ea este implodată. Nu? Păi eu dacă trebuie să fac un copil, asta înseamnă să mă exteriorizez. Copilul meu poate să fie o operă de artă, pot să fac, nu știu, o simfonie, pot să fac un tablou, pot să fac orice artistic, da? Pot să fac sex. Tot în zona de creativitate este. Dar dacă acel impuls, toate având legătură cu ficatul, toate având legătură cu chakra 2, toate având legătură cu această energie pe care eu trebuie să o canalizez în afară, dacă ea nu este canalizată în afară, ea implodează. Normal că nu o să-mi iasă nimic. Nici copilul, nici arta, nici sexul. Sunt toate din același organ. Deci da. Mai e încă o chestie. Da? La partea asta am avut cazuri de infertilitate cu acest tablou care avea o dinamică de blocat în trecut. Da? Și în momentul în care se adaugă și dinamica asta de blocat în trecut, păi n-am cum să creez ceva pentru viitor, da? Fiindcă sarcina înseamnă fac un copil care va crește, va deveni un adult, deci totul e cu va, deci viitor, dacă eu sunt cu mintea și preocuparea în trecut. Deci da, merg împreună. Da. Eu aș vrea să știu, sunt interesată mai mult de școală, și aș vrea să știu în cazul în care pe 31 iulie nu ar fi posibil... Restul detaliilor la Aurelian. Adică aș putea să văd înregistrarea undeva, prezentării toate sau... detaliile la Aurelian, după eveniment, da? Și vreau să te mai întreb ceva, dacă prin acupunctură o persoană, un pacient care vine... că nu se simte bine, dar nu are un diagnostic de la medic pus, da. Poate fi detectată această boală autoimună? Medicina clasică sau tu nu-i spui în boală autoimună? Medicina clasică există de aproximativ mai puțin de 100 de ani. Acupunctura există de aproximativ 2500-3000 de ani. Da?
Eu cred că medicina alternativă, respectiv acupunctura în cazul acesta, s-a descurcat lejer fără medicina clasică până să apare. Deci nu se pune problema. Nu avem, cum ziceam mai devreme, nu se pune problema să avem nevoie de un diagnostic de medicină alopată. Există tehnici de diagnostic vechi de mii de ani. Nu exista RMN până acum 50 de ani, 30 de ani. Cum se punea diagnosticul? Da. Antibioticele s-au inventat, penicilina s-a inventat în 1929. Despre ce vorbim? Medicina clasică la 1900 nu exista. Exista acupunctură? Da, și la 1900, și la 1800, și la 1000, și la 0, și la minus 400. Exista. Deci s-a descurcat minunea. Nu avem nevoie de diagnosticul ăla. A, nu-l refuzăm, bineînțeles. Fiindcă medicina clasică are aportul ei. Da? Eu n-am făcut medicina clasică degeaba. O integrez, da? Mă folosesc de buletinul de analize cu care vine pacientul. Sunt niște informații în plus. Poate câteodată sunt relevante, alteori nu sunt relevante, dar în mod sigur nu sunt esențiale. Da? Deci am metode de diagnostic din acupunctură, astfel încât să pot să fac tot diagnosticul cu acupunctură. Dacă am și alte informații, poate țin cont de ele, poate nu. Dar sigur nu am nevoie la modul de a nu putea să fac treabă. Da. Despre durerile articulare. Da, durerile articulare. Da, am înțeles. Eu am inclus în mintea mea, da, durerile articulare de gen autoimun în povestea aceasta. Celelalte dureri articulare care nu sunt autoimune sunt foarte simplu de tratat. Adică acolo este doar o chestiune de energie blocată în articulația respectivă. Se pun treiace, aia e. Deci e foarte simplu. Da, deci, da, bineînțeles. Deci, acum se determină cauza în funcție de dialogul cu... Da, da. La partea de... Deci, sunt mulți oameni care vin pentru durere articulare. Nu toți, slavă Domnului, nu toți au o boală autoimună. Da? Nici nu s-a înregistrat în internet, așa este, mă rog, de formație profesională. Astfel de dureri articulare care nu au o componentă autoimună se rezolvă foarte ușor. Foarte ușor. Adică câteva ședințe, 2, 3, 5 ședințe, n-ai ce face. Nu trebuie să știe pacientul de termină acupunctură. Nu e treaba pacientului să se diagnosticheze singur. Da? Știu că asta e moda, dar nu asta este ce ar trebui să întâmple. Am înțeles legătura. E clar. Da. Cazul gutei. Tata are gută, a fost diagnosticată ca un fel de pseudo-gută. Că noi au zis gută, nu știu de ce n-au detectat ceva, n-au putut o clasifica, au zis pseudo. Care e cauza subtilă și se poate... Guta este de obicei, apare în urma unor cristale de acid uric. De obicei este o chestiune care are legătură cu ficatul. Fie are niște cauze alimentare foarte evidente, adică dacă dieta omului este foarte dezechilibrată, poate să fie doar de acolo. În experiența mea, de foarte multe ori, nu este. Adică omul, și la fel și cu colesterol. Da, există colesterol alimentar, în care omul poate să vadă foarte clar o corelație între ce mănâncă și gradul, nivelul colesterolului, dar am văzut de foarte multe ori și colesterol care nu este deloc alimentar. Adică am văzut colesterol care, indiferent ce îi faci, rămâne la același nivel. Și asta ține de funcționarea ficatului, fiindcă toți ăștia sunt produși de un metabolism ai ficatului. Deci este o suferință a ficatului. De ce suferă ficat? Aia e cu totul altceva. E cu totul altă întrebare. Deci, acolo e nevoie de un diagnostic individualizat, să aflăm ce se întâmplă cu omul respectiv. E o furie mânie care nu știu. Trebuie detectată cauza... Probabil, da, nu știu. E ceva de acolo. Nu știu exact ce. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Da. Eram curioasă dacă puteți da câteva exemple de manifestări care pot apărea pe parcursul unui tratament. Că ați spus că ești la suprafață multe chestii și există și manifestări de foarte emoționale multe ori. Și fizice? Da. De foarte multe ori poate să iasă la suprafață irascibilitate, furie, tristețe, mânie, plâns, râs, de toate. Un ghiveci. Da? Fiindcă toate aceste emoții au fost blocate, au rămas în interiorul nostru. Da? Dar care sunt emoțiile care rămân blocate? Că de asta și sunt neplăcute. Sunt emoțiile pe care noi nu le acceptăm. Emoțiile care considerăm că ar răni pe ceilalți, emoțiile care nu ar fi acceptabile social. Și atunci, ce e frumos manifestăm, ce nu e frumos ținem în noi. Nu? Devenim un container foarte selectiv pentru cea mai frumoasă parte din umanitate. Da? Furie, frustrare, supărare, ca să nu merg mai departe. Dar, foarte important, ce iese la suprafață de asemenea,
este ce rămâne după ce se duc toate aceste crize de vindecare. Respectiv, furia se transformă în determinare, în hotărâre, în putere, în coloană vertebrală, în perspectivă nouă, în faptul că încep să văd lucrurile la un cu totul alt nivel, din cu totul altă perspectivă. Oamenii respectivi încep să își trăiască viața altfel, se aliniază altfel la propriile valori, adică încep să se alinieze la propriile valori și de acolo derivă toate schimbările care apar. Un astfel de om, de obicei, își va face curățenie în toate capitolele vieții. S-ar putea să-și schimbe jobul, s-ar putea să-și schimbe, de fapt, cu tot vocația, da? Adică nu că se mută de la o corporație la alta, s-ar putea să-și descopere o vocație, să devină, nu știu, artist, habar n-am ce, nu știu, bucătar, orice. Dar, indiferent ce e, va fi făcut cu asumare și cu satisfacția faptului că te reprezintă. De asemenea, vine cu, cum ziceam, cu putere, cu corectitudine față de tine și față de ceilalți. Adică nu mai există standarde duble. Nu-i mai tratezi pe ceilalți ca și când ar fi nu știu unde și tu ești nu știu unde. Sunt foarte, foarte, foarte multe transformări pozitive. Poți să schimbi partenerul de viață dacă nu te reprezintă. Sau să aprofundezi legătura cu partenerul de viață dacă te reprezintă. Poți să schimbi prieteni, poți să schimbi locul de muncă, poți să schimbi tot. Deci sunt... E o revoluție. De aceea este un proces... Știu că pare lent când zic un an, doi, trei, dar în momentul în care vorbim cu pacienții care au parcurs acel proces, e un proces foarte rapid, fiindcă este de o profunzime care în acest moment nu o puteți conștientiza. Este uriaș de profund. De aceea ia timp. Da? Nu. Un lemn de esență tare crește încet. Și încă o întrebare. Recomandați o igienă a alimentației în timpul tratamentului sau e... sau alte... O igienă a alimentației recomandabilă tot timpul. Deci, nu... Știu, da. Nu știu, există alte lucruri complementare pe care ar ajuta... Da, cel mai important e implicarea pacientului. Fără implicarea pacientului, fără responsabilizarea pacientului. Știu că mă repet, dar mă repet din cauză că am mulți ani de experiență în care, indiferent de câte ori mă repet, chiar și vorbind cu același pacient, repetându-i același lucru, când vine vorba de el, e cu totul altă poveste. Da? Deci, din nou, cu riscul de a mă repeta. Aparent inutil, dar nu e inutil. În momentul în care vorbești unui om, el înțelege conceptual. Da, am înțeles că trebuie să fiu responsabil. Lasă-mă cu asta, ai mai zis de 3 ori. Când se traduce în hai să fac... Stai că n-am înțeles că asta trebuia să fac eu. Păi nu știu dacă vreau să fac asta. Că eu am venit să-mi faci. Baga ce mine, na. Deci, punctez acest lucru, fiindcă este absolut esențial ca omul să aibă el întâi decizia luată de acasă, că se va vindeca. Restul se cheamă terapie. Da? Dar vindecarea... Terapia se face la cabinet, vindecarea se face acasă. Din mai multe puncte de vedere. Întâi începe cu atitudinea și cu decizia că da, am hotărât să mă vindec. Restul se numește terapie. Dacă nu te-ai decis că te vindeci, atunci faci doar terapie. Și terapie poți faci ani de zile. Da? Poți să mori făcând terapie și să nu te vindeci niciodată. Decizia de a te vindeca o ia fiecare pentru el însuși. Și e foarte important acest aspect. Deci, dacă mai ai altceva de spus, altceva de adăugat, altceva necesar, da, această decizie, pe care noi nu o putem lua ca terapeuți, nu e dreptul nostru să o luăm, fiindcă în final este liberul arbitru al fiecărui om. Da? Că dietă, că mărunțișuri, da, e importantă, foarte importantă dieta, dar nu este la fel de importantă cu decizia de a te vindeca. Dacă ai decis că te vei vindeca, vei da atenție și dietei. Dacă n-ai decis că te vei vindeca, nu mai contează dieta, că oricum bolnav rămâi. De fapt, nici nu te va interesa să-ți schimbi dieta, fiindcă în sinea ta este ceva de genul am venit să mi se facă. Da? Eu nu trebuie să mă implic, mă anunț când ai terminat. Da? Ori nu asta este ideea. Da? Există ajustări? Da. Oamenii care sunt cu adevărat implicați în vindecarea lor se vor folosi de toate lucrurile în viața lor pentru a își aduce un plus de confort. De fapt, nu de confort, de valoare. Da? Fiindcă, de fapt, vindecarea implică disconfort. Dar își vor aduce în viață toate elementele care să aducă încă o picătură de vindecare. Și încă o picătură de vindecare. Fiindcă aia este ce și-au asumat. Aia este călătoria pe care s-au hotărât că sunt. Altfel, ceilalți oameni
își vor aduce încă o picătură de confort, nu de vindecare. Asta, din păcate, este o alegere care este ori așa, ori așa în vindecare. Nu. Disconfortul a apărut datorită faptului că nu ai vrut să înțelegi, nu ai putut să înțelegi niște lucruri, dar ai niște lecții de învățat. Viața funcționează prin suferință. Suferința este cea care ne împinge să evoluăm. Deci, ești deja în suferință, da? Vrei să te vindeci, trebuie să procesezi într-un fel acea suferință. Trebuie să faci niște lucruri pe care nu ai făcut până atunci. Și ai această determinare, hotărâre, inițiativă, responsabilitate și așa mai departe. Toate, dacă astea sunt, toate celelalte urmează. Dacă astea nu sunt, toate celelalte nici nu contează, nici nu apar. Te-am răspuns la întrebare? Bun. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă aduc aminte de următorul nostru eveniment, care va fi... 31 iulie. Așa. Și până atunci vom mai avea niște evenimente cu astfel de serii informative. Urmăriți-ne pe Facebook. În rest, vă mulțumesc pentru prezență. Seara bună! Mulțumim.